Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Este o prezență aproape unanimă, mai puțin domnul consilier Bădărău Ionuț. De asemenea, avem în mijlocul nostru domnul de la Exclusiv TV și de aceea, din cu rugămintea, ca ședința noastră să se desfășoare în condiții civilizate. Și vă rog să și domnul invitat care este din rândul da, domnul... să se prezinte ca să putem da, Cășerul Nicolae. Cășerul Nicolae din localitatea? Gheorghe Duja, cu numele de Mulțumim. Cășerul. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să dau citire proiectului ordinii de zi de astăzi a ședinței noastre. Poftim? Da, când o să avem un bloc audio aici, o să-l auziți. Deci, așa cum ați luat la cunoștință și dumneavoastră, proiectul ordin de zi este compus din 10 proiecte de hotărâri, iar la punctul 11 diverse și anume o cerere. Dau citire proiectul ordin de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 3 la contractul de închiriere numărul 4713 din 22.09.2010, încheiat cu Fundația Sfântul Ioan Calabria, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Comunitară Bacău Adiu, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, în ședința din 25.10.2023, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru unele categorii de personal din cadrul AT Răcăciuni, începând cu data de 1 octombrie 2023, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 734 din 11.10.2017, emisă de FNG CIMM, SAIFN, aferentă proiectului modernizare, renovare și dotare cămin cultural Nicolae Stroie, localitatea Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău, până pe data de 27.09.2024, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 87 din 2.04.2018, emisă de aceeași instituție, aferentă proiectului modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciun, județul Bacău, până la data de 7.12.2024, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, în ședința din data de 6.11.2023, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciun pentru ședința adunării generale ordinarea acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA din 6.11.2023, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de modificare a listei de investiții a Comunei Răcăciun pe trimestrul 4 anului 2023, conform raportului de specialitate numărul 9431 din 5.10.2023, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului și a taxelor privind utilizarea bazei sportive Elia Manoliu, situată în localitatea Răcăciun, strada Ștefan cel Mare, numărul 34, comuna Răcăciun, județul Bacău, aflată în domeniul public al comunei Răcăciuni, inițiator primarul comunei. Și la 11. Cererea numărul 9118 din 27.09.2023, depusă de domnul cășerul Gheorghe, din satul Gheorghe Doja, comuna Răcăciuni. Supun aprobării proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Aveți un suplimentar? Avem un suplimentar. Ah, da. Da. Doamna, scuzați. Doamna, scuzați. Doamna,
Deci vă solicită acordul pentru suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre. Dați citire. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local al Comunei Răcăciun numărul 91, 28 septembrie 2023. Acum că am luat la cunoștință și de nou un proiect, supun aprobării ordinea de zi cu completarea aferentă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna secretar? În unanimitate? Da. Ordinea de zi? A fost aprobată. A fost aprobat. Intrăm. Dar înainte de a intra în ordinea de zi, aș avea câteva specificații cu privire la modul desfășurare a ședinței. Luăm cuvântul doar și vorbim doar la obiect asupra proiectului care este supus aprobării noastre. Nu mai deviem de la subiect, o să ne lungim, o să intrăm în contradicții. Contradicțiile le rezolvăm la diverse, dacă sunt. Și dacă avem alte păreri față de sau vrem completări la nu știu ce. Deocamdată intrăm în ordinea de zi, luăm fiecare proiect în parte, discutăm dacă sunt discuții, dacă nu, dumneavoastră le-ați avut acasă, le supunem aprobări și mergem mai departe. Intrăm în ordinea de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 28.09.2023. Astăzi, domnul Bucur a venit cu o cerere, mai bine zis, orice proces verbal al ședinței ordinare să fie citit de către cel care l-a întocmit. Știți de ce? Pentru că apar niște neconcordanțe. Vă rog să spuneți dumneavoastră. La ședința din data de 28 martie 2023, i s-a dus spre aprobare un proces verbal. Pe monitor oficial nu este același proces verbal. Cum? Pe monitor oficial nu există. Este... Nu există, nu există, putem verifica. Poate sunt două procese, poate am avut două ședințe, o ședință extraordinară, una ordinară și apoi și de îndată. Verificați care este. Eu vorbesc de ședința din data de 28 martie cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei. După ședință, veniți la mine în birou și verificăm și la dosarul de ședințe și pe monitor. Și dumneavoastră ziceți că este la fel și întotdeauna, ceea ce se semnează, ați observat că eu îl semnez de președintele de ședință în, la sfârșitul ședinței. Eu nu aș putea să postez un alt proces verbal al ședinței fără semnătura președintelui de ședință. Deci eu acum, după ce dumneavoastră l-aprobați, merg la domnul Secară și îl semnez. Acest proces verbal semnat de domnul Secară se duce la prefectură și se postează. Eu n-am chemat pe niciunul dintre dumneavoastră ulterior să-mi semnați, puteți confirma toți care ați fost președinți de ședință, să-mi semnați un alt proces verbal de ședință. Dar postarea cine face? Firma care se ocupă de... Cine transmite spre postare? Nu. Firma. Firma. Firma care se ocupă de postare. Avem o firmă care ține. Da. E posibil. Dacă permite. Ați să fie pus alt proces verbal? Nu, nu. Nu, nu. Că lipsesc trei pagini. Așa spune domnul Bucur. A, că lipsesc. Din greșeală, poate. Asta este altceva, că lipsesc niște pagini. Mergem, verificăm și îl repostăm corespunzător. Dar nici într-un caz nu se postează altceva, nu se modifică. Și de greșeală de... Putem considera că este la scanare, putem considera că s-au lipit paginile. Da. Eu sau o colegă de-a mea, dar foarte bine că mi-ați spus și chiar vă rog să mă informați, pentru că sunt erori umane și se poate. Dar m-ați liniștit în sensul în care am înțeles că de fapt lipsesc niște pagini și nu sunt modificări. Pentru că nu este acceptat, n-au cum să fie diferite. E foarte important să se înțeleagă lucrul ăsta, da? Și astăzi, după ședință, dar puteau să fie și 5 pagini și una și să nu se vadă, adică nu este un... Verific după ședință și o să dau de ce s-a supus. Da, de obicei verific, domnul Bucur, dar sunt sinceră să fiu cu toată, nu mai am timp. Nu mai am timp, credeți-mă. Dar și dumneavoastră ca și consilier și vă mulțumesc acum că ați ridicat problema și
Întreb de ce acum și nu în martie. Adică da, normal ar fi ca dumneavoastră să le citiți imediat cum sunt postate. E bine și acum. Dar, cred că ar fi trebuit la momentul respectiv. Dar e bine și acum. Ați descoperit-o. Da? Bine, ați descoperit-o. După ședință imediat, dacă rămâneți, mergem în birou și rectificăm. Dacă nu, o să fac eu imediat, o să transmit procesul verbal. Mulțumesc. Domnul Drăgăstan. Bun. Referitor la procesele verbale, fiind președinte ședințe, da. M-am uitat și eu un pic pe ele. Da. Culmea, deci nu apare în monitorul oficial și pe site-ul primăriei, tocmai proiectele cele mai importante, în care noi am purtat niște discuții și acum vă spun proiectele care au fost. Cu dezlipirea terenului de la... De ce vă referiți că nu apar proiectele? Pe site-ul primăriei... Pe site-ul primăriei... Și monitor oficial, nu există același proiect ca ce am discutat noi în ședința de Consiliu. Sunt două proiecte importante acolo, în care și dumneavoastră, domnul Danu, a spus niște întrebări și toată lumea a pus niște întrebări. De ce nu apare în partea elandă? Domnul președinte, îmi permiteți? De ce trebuie să vă contraziceți cu ce a spus domnul Bucur? Exact asta a spus domnul Bucur, că lipsesc aceste pagini. Eu am spus înainte de ședință în comisie că sunt convins că este o eroare umană, pentru că dacă ar fi fost un act intenționat, lipsea doar un proiect. Lipsind 3 pagini, lipsesc 5 proiecte. Și dumneavoastră spuneți că sunt cele mai importante. S-au nimerit să fie în paginile acelea. Înțelegeți că a fost eroare umană, care urmează să se rezolve dacă a fost cu intenție sau fără intenție. Atât putem discuta noi astăzi în ședință. Atâta timp când avem altă calitate. Acolo și eu n-am văzut. Am atras atenția doamnei secretare că se găsește într-o greșeală. Să vedem, noi constatăm dacă este cu intenție sau fără intenție și se poate remedia această greșeală. Atât. Eu consider că a fost o greșeală neintenționată, pentru că intenția, logica mea spune așa, intenția era pentru un articol sau două care dumneavoastră le-ați subliniat. Dar intenția nu există când e vorba de 3 pagini, adică 5 proiecte. Acolo e clar, s-a întâmplat o greșeală tehnică sau o greșeală... Domnul Valentin, care este dânsul intervenției? O mențiune scurtă, doamna secretară. Cum putem face ca aceste procese verbale să ajungă la noi? Putem face pentru luna în curs, când avem ședință, să ne dați pe cel din luna precedentă, care a fost deja semnat de președintele de ședință. Pentru că noi aprobăm în ședință procesul verbal, după care el este semnat la sfârșitul ședinței. Deci, procedura spune așa, astăzi se discută, proces se întocmește la sfârșitul ședinței, zilele următoare, până la următoarea ședință, se întocmește procesul verbal de la ședința de astăzi. La ședința următoare, el se supune aprobării dumneavoastră și se și postează, deci peste o lună când avem ședința. Deci întotdeauna mergem cu... Dumneavoastră solicitați ca atunci când eu vă trimit documentația la plic, să introduc și procesul verbal în modul de draft, da? Pentru că el nu este semnat de președinte. Ori modul de draft este una din variante sau modul în care ne-l puneți pe cel din luna precedentă care a fost deja semnat, publicat. Aveți acea marjă de o lună în care se și semnează. A, deci vreți la ședința, de exemplu, la ședința de astăzi, la dacă este postat... La televizat. Nu, dar este postat pe site, imediat îl postez pe site. Eu aș vedea altfel lucrurile, ca să nu-l mai studiați dumneavoastră pe ăsta în format de draft aici în ședințele pe comisii, că așa am stabilit până la urmă, că v-ați schimbat, e o problemă, putem reglementa cum doriți. Deci eu îl dactilografiam și la ședința pe comisii l-aveați pentru studiere. Nu aveți timp, să spunem, cum a fost ședința trecută foarte complexă, erau 29 de pagini sau 28. Și atunci, când primiți mapa cu proiectele de hotărâri, se primiți și draftul procesului verbal de ieșire. Și să aveți timp acasă să studiați, să vă notați. Și nu este niciun fel de problemă. Foarte bună. Ok. Dar a fost transparență întotdeauna, deci l-ați avut... Nu am făcut nicio altă mențiune. Am înțeles. Pentru a elimina orice suspiciune. Corect. Să vedem foarte această variantă. Deci de luna viitoare, ceea ce discutăm astăzi, și în ședință, în situația în care sunt completări, modificări, notez pentru procesul din ședința cealaltă.
Da. Sigur. Dar spuneți că ce se regăsește, am votat nu, se regăsește și la prefectură și prin sân. Da, stați puțin, două secunde, îmi permite, spuneți-mi din ce lună. Nu, Dar la scanare, care n-au scanat, nu știu. La scanare se pot lua... Corect. Domnul președinte, trebuie să știm lucrul ăsta. Da, corect. E semnătura mea acolo ca președinte. Eu răspund pentru semnătură. Neavând procesul verbal care s-a semnat în ședință și lipsând acele pagini, tu poți să o iei de bună pe aia. Dacă nu ești foarte atent să urmărești ordinea proiectelor, pentru că în procesul verbal nu menționa proiectul numărul 1, 5 din data de. E la proiectul cu X, s-a discutat, s-a votat. Și atunci, într-adevăr, poate apărea suspiciune, dar așa primindu-l la mapă, după aia îl poți confrunta draftul cu ce s-a publicat pe site luna viitoare. Bine, poate și suferi și anumite modificări. Dacă nu ar supună în vot. Păi draftul, noi poate... Draftul vine la mapă, tu amendezi în ședință și cel publicat are altă formă. Dar scheletul... Da. Ăsta este trimis. Care e până la urmă legal? Care? Vă rog. Eu vă spun că lipsește de acolo. Da. Asta era foarte important. De ce n-ați venit ca să vedem în... puteți să mă sunați, verificam, îmi spuneați în reglementul. Dar normal. Clar că este eroare. Dar nu, cred că este nevoie acum să vă găsim o problemă. Exact, uitați aici. Uitați aici, hai de ca să ne lămurim. Deci proiectul ăsta. Să ne facem mie dreamă. Proiectul ăsta, da? Da. Nu se regăsește acolo. Toată discuția noi că am avut-o pe baza proiectului ăsta se regăsește. Ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării? Da, nu, cu proiectul de hotărâre cu dezmembrarea. Unde s-a, și domnul Bucur a discutat, și domnul Darumeu a discutat, și domnul Gelu Muntean a discutat. Dezmembrarea? Da, da, discuția care am avut. Asta e proiectul, noi ce am votat în ăsta, în comisie. În asta nu plângem. Teren extravilan, doamna secretar, domnul consilier... Dar arătați-mi asta ce vă arăt eu, ce mi-a arătat dumneavoastră. Eu am studiat și am văzut ce este aici, ce aveți dumneavoastră și s-a discutat pe ședință. Nu, stai un pic. A, nu înțeleg. Aici s-a publicat la monitor oficial. El acolo are suspiciunea. Acolo, da. Nu în procesul verbal, ce l-a venit dumneavoastră la dosar. Păi, dar altceva ce seamănă acolo de asta? Păi nu, acolo după s-au sărit trei pagini. Haideți să o lămurim, domnul primar, haideți să o lămurim acum, că sunt două proiecte foarte importante care... Asta este ședință ca să vă discutăm, da? Păi eu... O să mergi la doamna secretar, vă lăsați ce să vă... Domnul primar, ai spus fără... Sunt tocmai de asta să te rău. Sunt două proiecte foarte importante. Sunt domnul primar. Dar nu le avem pe ordinea de zi, haideți să o lăsăm la final și atunci le lămurim pe toate. De asta trebuie citit procesul verbal de scoarță în coarță, să știm de acum înainte ce votăm. Pentru că eu dacă mă cheamă cineva aia să dau cu suflenatul... Dumneavoastră le aveți în fiecare comisie trimise și de ce nu bați, doamnă, ce am semnat eu și ce ați trimis dumneavoastră și ce am discutat noi în ședință? Păi l-ați avut, deci discuția din ședință este prinsă acolo. Dacă erați nemulțumit în luna martie când l-ați studiat la comisie, dumneavoastră trebuia să ridicați problema în ședința din luna aprilie și să spuneți, în procesul verbal din luna martie am menționat și nu s-a consemnat. Domnul Danu Romeu specifică deci, acolo pe ședința următoare să ne aduceți documentația ce stă la baza clădirii de la Bișteni. N-ați adus-o. De ce? Haideți ca să nu mai discutăm că ne întoarcem din luna martie. Păi nu, deci din luna martie... Doamna secretar, gata, o să trecem peste... Treceți, faceți cum vreți, dar... Păi nu, dar din martie ne trezim în ori, dar de ce nu ne trezim peste 2 ani? Atunci să... Trecem la proiectul numărul 2. Păi nu, dar ce, la proiectul ce, s-a citit proces de baș, nu știm? Deci vreți să dau o citire procesului verbal, da? Știți-o. Dar nu,
nicio problemă, că fac o audiție. Deci, dacă v-ați hotărât așa, eu întotdeauna am spus că trebuie făcut. Tot dumneavoastră ați hotărât, deci recunoașteți că tot dumneavoastră ați hotărât să vi-l pun la dispoziție în comisia de specialitate, da? Da. Da? Bun, astăzi îl citesc, iar de luna viitoare îl veți avea la mapă. E bine așa? Bine. Da. Deci procesul încheiat în 28 septembrie 2023, convocarea a fost conform dispoziției numărul 357, iar invitația la ședință a fost înregistrată la numărul 1975 din 22 septembrie. Președintele ședinței ales pentru trei ședințe ordinare este domnul consilier Secară Cătălin. Din condica de prezență rezultă că la ședință au fost prezenți 14 consilieri locali, dintre care domnul consilier local Dițoi Ionuț, prezent online, fiind în concediu de odihnă, conform cererii de concediu de odihnă depusă la dosar și care transmite votul pentru la toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței. Doamna consilier local Cocrea Olguța, prezentă online, fiind în concediu medical, conform scrisorii medicale depusă la dosar și care transmite votul pentru la toate proiectele de hotărâre pe ordinea de zi. Domnii consilieri locali prezenți fizic în ședință iau la cunoștință despre votul online a celor doi domni consilieri, iar președintele de ședință va calcula quorumurile la fiecare proiect de hotărâre supus la vot, inclusiv voturile online a celor doi domni consilieri. Domnul președinte de ședință informează domnii consilieri că ședințele pe comisiile de specialitate au avut loc în data de 28 septembrie 2023, începând cu orele 9, fiind prezenți domnii consilieri conform proceselor verbale de participare la ședințele pe comisii de specialitate înregistrate la numerele 9152, 9153 și 9154 din 28 septembrie. În continuare, având în vedere că este într-un mic volum necesar pentru discutarea proiectelor de hotărâre prezente la ordinea de zi a ședinței, domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi. 1. Aproparea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31 august 2023. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Răcăciuni. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 3 la contractul de închiriere numărul 3 din 23 august 2016, încheiat cu Antoniu Marinela, birou individual notarial, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Răcăciuni pentru lunile octombrie-decembrie 2023, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al UAT Răcăciuni pentru ședința AGA CRAB, din data de 2-10-2023, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietatea domeniului public al Comunei Răcăciuni, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi. Inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 954 metri pătrați cu număr cadastral 60670, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 933 metri pătrați cu număr cadastral 60692, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 837 metri pătrați, cu număr cadastral 60704, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 847 metri pătrați, cu număr cadastral 60705, aparținând domeniului privat al Comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, inițiator primarul comunei.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 816 metri pătrați, cu număr cadastral 60741, aparținând domeniului privat al comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, satul Fundul Răcăciuni, comuna Răcăciuni, inițiator primarul comunei. 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 778 metri pătrați, cu număr cadastral 60747, aparținând domeniului privat al comunei Răcăciuni, situat în Cătun Dumbrăveni, sat Fundul Răcăciuni, inițiator primarul comunei. Doamna secretar, mă scuzați că intervin. Important este în procesul de la stimați colegi. Partea finală, sunteți de acord? Aia ne interesează, unii să facă discuții. Parte de discuții. Dacă îmi permiteți. Să cumulăm cele nouă proiecte care sunt cu vânzări. Nu asta, nu asta au fost, nu pentru asta au fost intervenit. Da. Sunteți de acord, Vali? Domnul profesor, pentru că doamna secretar nu facem altceva decât să citească ordinea de zi din și dacă îmi permiteți, eu sunt de acord, adică părerea mea și dacă îmi permiteți, este să le avem la mapă și este suficient. Într-un totul de acord, Vali, s-a cerut acum să se dea cifre. Astăzi nu avem la mapă. Eu nu vreau să se înțeleagă din această ședință că este o vina mea. Dumneavoastră ați hotărât modalitatea de transmitere a procesului verbal. Înainte le citeam și insistam să le citesc, tocmai pentru a evita aceste situații. În momentul în care am spus așa, le transmitem pe ședința de comisie de specialitate și le studiați acolo, am mers de cât mergem, de un an de zile așa. Dacă acum se vrea alt format, mergem pe alt format. Datorită neconcordanței pe care au apărut. Domnul președinte al comisiei de buget, ați avut procesul verbal al ședinței? Nu. Unde l-ați avut? Doamna secretar, haideți că vă duceți în altă discuție. Haideți, dacă tot intervenții au fost, să scurtăm din bursă să lungim. Nu, dar eu nu vreau să lasă niciun fel de... Ați avut procesul verbal la ședință? Da, aici. Domnul, cealaltă comisie, ați avut, domnul profesor Danu, procesul verbal? Da. Citiți-ne, vă rugăm, concluziile de la procesul verbal anterior. Ca așa, îi fac cine citiți ordinea de zi. De acord, nu? Concluziile, acum unde s-au fost intervenții și unde ați avut mențiune. Avem la mapă, a doua lună verificăm pe site. Dacă s-a stabilit valia să citească, să citească doamna vă, citeți-ne în concluzii, de acolo nu au fost intervenții, că alea sunt importante, practic. În rest, citim ordinea de zi de data trecută. Doamne, eu pot să citesc. Nu, eu vă, dar pierdem timp precios, o să avem nevoie de știre. Ședința de Consiliu Local a fost televizată, o puteți da pe replay înapoi, vă uitați, vedeți exact dacă ce s-a spus, nu s-a spus. Domnule, dacă asta s-o asta, eu vreau să vă informez un singur lucru. Noi la 12 să fim la o ședință la Bacău. Dacă o lungim și nu începem ședința așa cum trebuie începută și ne căutăm tot felul de chestii care comisionează și doamna Cătălina spune că mi s-a duce acuzi. Nu, este ședința de Consiliu Local televizată, acolo cuvânt cu cuvânt se aude și spune exact ce e. Noi mai avem treabă, adică și noi, și nu ați cred că aveți treabă, dar haideți să o luăm pe fiecare. Deci, pe fiecare. Da, dar de jumătate de ori nu începe ședința de Consiliu Local. Haideți să vedem. Primul proiect de ordine de zi a fost regulamentul cu activitățile comerciale. Au fost intervenții asupra lui? Nu. A fost aprobat cu unanimitate de vot. Perfect. Al doilea proiect a fost actul adițional numărul 3 cu Antoniu Marinela. S-a votat, nu au fost intervenții, a fost aprobat cu unanimitate, 14 vote. Următorul proiect, președintele de ședință, a fost propus domnul Munteanu Gheorghe de către domnul consilier Danu Romeu, nefiind alte propuneri, domnul Munteanu este președinte de ședință, unanimitate de voturi. A fost mandatul Aga Crab pe 2-a 10-a, nefiind solicitări, a fost aprobat cu unanimitate. Regulamentul de eliberare a acordului prealabil. Domnul primar explică pe scurt necesitatea aprobării acestui regulament motivat de faptul că SC Crab a solicitat acordul pentru proiectul extindere rețea distribuție apă și apă uzată, iar pentru a se emite acest acord este nevoie de acest regulament. N-au fost solicitări de cuvânt. Proiectul a primit unanimitate de voturi. Următorul proiect. S-a stabilit votarea în bloc a celor 8 proiecte de hotărâre privind vânzările loturilor de teren. O să trec de ele și o să ajung la proiectul de hotărâre. Următorul a fost
desemnarea reprezentanților Consiliul Local în Consiliul de Administrație a Școlii. La acest proiect de hotărâre s-a primit aviz favorabil de la Comisia de Specialitate. În continuare se dă cuvântul domnilor consilieri, domnul consilier Iacobuș Laurențiu, și se solicită propuneri, da, pentru acești doi consilieri. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu propune pe domnul consilier Bucur Ciprian și domnul Bădărău Ionuț. Domnul consilier Iștoc Valentin intervine și menționează că ar fi corect ca propunerea să fie nominal pe fiecare persoană. Astfel se reiau propunerile. În acest caz, domnul consilier Iacobuș Laurențiu propune pe domnul consilier Bucur Ciprian. Domnul consilier Iștoc Valentin se autopropune, de asemenea și domnul consilier Drăgăstan Marinel se autopropune. O altă propunere este a domnului viceprimar Ian Cutiliță, care propune pe domnul consilier Danu Romeo. Domnul consilier local Danu Romeo intervine și menționează că ar trebui ca votul să fie acordat pentru comisie, care este formată din doi consilieri și nu nominal. Domnul consilier Bădărău Ionuț spune că nu contează modalitatea de numire a reprezentanților, aceștia trebuie să reprezinte interesele Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Doamna secretar propune să se continue cu votarea pentru cele patru propuneri nominal. Astfel, domnul președinte de ședință supune la vot cele patru propuneri și se obțin. Domnul consilier Bucur Ciprian 4 voturi, domnul consilier local Iștoc Valentin 2 voturi, domnul consilier Drăgăstan Marinel 4 voturi, domnul consilier local Danu Romeo 7 voturi. Având în vedere că domnul consilier Bucur Ciprian are același număr de voturi ca și domnul consilier Drăgăstan Marinel, se reau voturile și se obțin. Domnul consilier local Bucur Ciprian 4 voturi, domnul consilier local Drăgăstan Marinel 7 voturi. Având în vedere voturile obținute, domnii consilieri local Danu Romeo și Drăgăstan Marinel vor face parte din Consiliul de Administrație al școlii gimnaziale. E bine până aici, că aici au fost discuții mai mari. E bine, da? Unanimitate pentru acest proiect de hotărâre cu cele două propune. Următorul proiect este darea în administrare către DGASPC a clădirilor care aparțin domeniului public al Comunei Răcăciuni. Nu au fost niciun fel de intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, s-a votat cu unanimitate. Completarea și actualizarea domeniului din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat. Domnul președinte menționează că proiectul a primit aviz de la comisii. Domnul consilier Iștoc Valentin întreabă de ce nu au fost trecute până acum aceste bunuri în domeniul privat. Domnul primar spune că s-a solicitat aceste canale de un investitor în vederea depunerii unui proiect pe irigații. Domnul consilier Iștoc Valentin dorește să știe unde sunt aceste canale, unde se află aceste canale. Doamna secretar general spune că sunt cele identificate prin plan de situație pe raza satului Gheorghe Doja. De asemenea, dumneavoastră menționează că aceste canale nu aparțin ANIF, având adresă oficială în acest sens. Domnul consilier Iștoc Valentin spune că noi, ca autoritate publică, putem accesa fonduri pentru dezvoltarea sistemului de irigații pe raza comune. De asemenea, domnul consilier Bădărău Ionuț dorește să știe dacă aceste canale de irigații vor fi secționate de autostradă. Domnul primar spune că se vor face sub traversări, acolo unde este cazul, iar stațiile de pompare vor fi între baraj și autostradă. Domnul consilier Iștoc Valentin cunoaște situația altor comune, cum ar fi de exemplu Pâncești, unde s-a pus în funcțiune sistemul de irigații. Domnul primar spune că acolo este o altă situație, fiind o zonă cu activitate intens de grădinărit. La Răcăciun s-a înființat această asociație OUAI, Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Gheorghe Doș, care este formată din mai mulți proprietari de terenuri care vor accesa proiecte cu finanțare externă. Domnul consilier local Iștoc Valentin dorește să scoată în evidență faptul că din acest lucru nu vor avea de câștigat doar membrii asociației, ci toată comuna. Domnul primar precizează că este un lucru foarte bun înființarea acestei asociații prin demersurile făcute de domnul Ciuraru Ciprian, deoarece la început ANIF nu avea cu cine colabora. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu dorește să întrebe dacă se va lua chirie pentru aceste canale. Doamna secretar general al comunei intervine și prezintă articolul de lege care prevede că, la solicitarea unei asociații de acest gen, aceste canale pot fi date în proprietatea asociației fără cost și vor fi folosite cu respectarea unor condiții rezolutorii din lege. Domnul consilier Bădărău Ionuț dorește să știe câți membri are asociația, iar doamna secretar menționează că aceștia sunt prevăzuți în statutul depus la anexă. Domnul consilier local Iacobuș Laurențiu precizează că ar fi bine ca în protocol să existe condiția ca în cazul desființării asociației să nu vină cu pretenții financiare pentru investiția pe care o fac. Nefiind alte solicitări de lor la cuvânt, proiectul este supus la vot și aprobat cu unanimitate.
S-a prins toată discuția? Filmarea. Cu filmarea am verificat-o și eu, de asta sunt 28 de pagini la procesul ca verbal. Ca să fii... Păi nu. Avem vreo oră de... Da, deci, bine. Tot... Nu, deci dacă îl supunem și îl semnăm, ăsta este și îl asumăm, da? Mai noi departe. Noi fiind flexibil, dacă îmi permite, domnul președinte, da. Noi fiind flexibil pe tot procesul cu procesul verbal și așa mai departe, nu lăsăm o parte importantă a procesului. Nu. Procesul verbal e un act extrem de important. Este cel mai important document după ce s-au făcut dezbateri. De aceea e bine să discutăm, să avem toate discuțiile clarificate, să le primim la mapă, să le putem verifica pe site unde există și filmări, se verifică filmarea. Nu avem voie să avem dubii după ce există în procesul verbal. Eu consider că așa e bine. Încă o dată. Dumneavoastră, deci nu ați mai dorit să fie citit. Corect? Nu, da, nu, continuăm. Următorul proiect de hotărâre referitor la studii de fezabilitate și indicatorii pentru cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă. Proiectul de hotărâre a primit aviz de la Comisia de Specialitate. Domnul primar precizează că prin finanțarea PEPOIN, primăriile care fac parte din asociație vor beneficia de acest proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Din acest motiv nu s-a putut accesa fonduri separat. Domnul consilier Bucur Ciprian menționează că s-a cheltuit o sumă mare pentru stația de epurare. Domnul primar spune că nu are nicio legătură stația de epurare cu proiectul regional. Domnul consilier Iștoc Valentin întreabă dacă stația de epurare a comunei va fi preluată în acest proiect. Domnul primar spune că da, va fi modernizată și preluată. De asemenea, menționează că vor fi două stații de epurare, una la Gheorghe Doza și una la Răcăciuni. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu întreabă dacă sunt cetățeni ai comunei care beneficiază de vidanjare gratuită. Domnul consilier Iștov Valentin spune că acest lucru să se discute la diverse. Nemai fiind solicitări de luări de cuvânt, proiectul supus la vot este aprobat cu unanimitate. Următorul, aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, analiză cost-beneficiu pentru același proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Domnul președinte menționează că proiectul a primit aviz favorabil la Comisia de Specialitate. Nu sunt intervenții, se supune la vot. În urma votului, acesta este aprobat cu majoritate, respectiv 13 voturi pentru și un vot abținere a domnului consilier local Bădărău Ionuț. Următorul proiect, punerea la dispoziție a SC Crabie Sabacău a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă. Nu sunt intervenții, este supus la vot unanimitate. Următorul proiect, transmiterea în proprietate a organizației utilizatorilor de apă a unor componente din infrastructura de îmbunătățiri funciare. Proiectul a primit aviz favorabil, nefiind intervenții, este supus la vot și aprobat cu unanimitate. Achiziționarea, următorul proiect, achiziționarea serviciilor juridice de consultanță și de asistență sau de reprezentarea comunei, Răcăciunea primarului și a Consiliului Local pe o perioadă de 6 luni. Domnul consilier Bucur Ciprian întreabă de ce s-a aprobat detașarea doamnei jurist. Domnul primar spune că la solicitarea doamnei jurist este firesc să se aprobe. Domnul consilier local Bucur Ciprian întreabă dacă detașarea s-a făcut la solicitarea dumnei ei. Răspunsul este că da. Domnul consilier local Iacobuș Laurențiu întreabă dacă se va angaja un nou jurist. Domnul primar spune că pe perioada detașării partea de asistență juridică a Consiliului Local și a Primăriei va fi realizată de către un avocat. Domnul consilier local Bădărău Ionuț întreabă dacă în aparatul administrativ există cineva care să țină locul doamnei jurist. Domnul primar spune că este doamna secretar general și în funcție de activitatea respectivă reprezentarea în instanță de către un avocat pe perioada când doamna jurist este detașată. Domnul consilier local Bădărău Ionuț precizează că nu crede că doamna jurist se va mai întoarce. Domnul primar menționează motivele pentru care doamna jurist a fost detașată, respectiv distanța față de domiciliu, copiii la școală și nu din cauza că sunt probleme în activitate. Domnul consilier Iștoc Valentin întreabă dacă toate achizițiile de consultanță juridică vor trece prin Consiliul Local. Doamna secretar general menționează că se împuternicește primarul pentru derularea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de consultanță. Domnul consilier local Bădărău Ionuț întreabă dacă valoarea serviciilor de consultanță vor fi stabilite în Consiliul Local. Domnul primar menționează că până la sfârșitul anului este bugetat salariul doamnei jurist și valoarea contractului de consultanță nu va depăși această sumă. Nefiind alte intervenții, proiectul de hotărâre este supus la vot, unanimitate. Următorul proiect,
mandat special pentru data de 29 septembrie AGA ADIP, unanimitate de voturi, la rectificarea bugetului pe trimestrul 3 al anului 2023. Domnul președinte menționează că în comisie de specialitate proiectul a primit majoritate de voturi. Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului primar, care prezintă raportul întocmit de compartimentul buget-contabilitate. Referitor la suplimentarea cu fonduri pentru puntea mobilă de la punctul Bontaș, domnul consilier Bucur Ciprian dorește să știe dacă este un obiectiv nou sau deja este executat. Domnul primar spune că este executat și amintește că domnii consilieri au aprobat această lucrare într-o ședință anterioară. Domnul consilier Bădărău dorește să știe cât a costat această punte. Domnul primar spune că este devizul lucrării, respectiv sumă de aproximativ 45.000 de lei și această punte a fost executată la cerințele cetățenilor din zona respectivă. Domnul consilier Bucur Ciprian întreabă cine a executat această punte. Domnul primar spune că o firmă va verifica și va comunica ulterior. Domnul consilier Bădărău intervine și spune că sunt mai multe firme care execută lucrări, dar muncitorii sunt mereu aceiași. Domnul consilier Drăgăstan dorește să știe dacă pe comisiile de specialitate acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil. Doamna secretar verifică procesele verbale și comunică. La Comisia Învățământ, domnul consilier Bucur Ciprian s-a abținut. Restul domnilor consilieri au fost de acord. La Comisia Juridică, domnul consilier Iacobuș Laurențiu s-a obținut. Restul domnilor consilieri au fost de acord. La Comisia Economică, la acest proiect de hotărâre s-a solicitat devizul de lucrări și dacă există alt contract față de cel din data de 14 martie 2023 referitor la suplimentarea cu 79.000 de lei la terenul de sport Gheorghe Doja. Domnul Răgăstan Marinel, secretarul Comisiei Buget Economice, clarifică de ce s-a solicitat acest lucru și menționează că a fost aprobată suma pentru execuție lucrări la terenul de sport din sat Gheorghe Doja, respectiv șanțuri, nivelat teren, turnat fundație beton și nu înțelege de ce se solicită suplimentarea cu fonduri pentru aceeași lucrare. Tot domnul consilier Drăgăstan Marinel spune că inițial a fost alocată o sumă de 3 miliarde de lei pentru toate terenurile de sport de la școlile din comună. Dumnealui dorește să știe dacă în prezent copiii pot folosi aceste terenuri și dacă sunt practicabile. Spune că președintele Comisiei de Recepție este domnul viceprimar Ian Cutiliță și îl întreabă dacă în urma recepției făcute se poate practica sportul pe terenurile de sport de la școlile din comună, având în vedere că a fost investită suma de 3 miliarde de lei. Domnul primar Cheța Lucian intervine și precizează că lucrările sunt începute, dar nu sunt finalizate, deoarece nu au fost suficienți bani. Domnul consilier Drăgăstan insistă și solicită devizul de lucrări pentru a se clarifica stadiul lucrărilor la teren, precum și cheltuielile efectuate, precum și ce lucrări vor fi efectuate în continuare și câți bani vor mai fi solicitați. Domnul primar spune că aceste devize au fost cerute de domnii consilieri conform legii 544 din 2001 și menționează că aceste lucrări au fost efectuate cu acordul domnilor consilieri. Domnul consilier Drăgăstan Marinel spune că, într-adevăr, Consiliul Local a aprobat în buget o sumă pentru toate terenurile de sport, dar domnul primar a împărțit această sumă pe școli și încă o dată întreabă la ora actuală dacă la ora actuală există vreun teren de sport la vreo școală din comună care să fie practicabil. Domnul primar spune la școala gimnazială numărul 1 se poate practica sportul, dar nu este încă finalizată lucrare. Domnul consilier Drăgăstan Marinel intervine și spune că s-au cheltuit 1,3 miliarde de lei și nu este normal să nu fie finalizat cu așa o sumă niciun teren și întreabă dacă se justifică cheltuirea acestei sume la lucrările deja efectuate. Domnul consilier Bădărău Ionuț solicită cuvântul și prezintă o serie de documente referitoare la 3 lucrări efectuate la Răcăciun de firma SC Eurodav, iar în situațiile de lucrări, suma de 128.607 lei pentru efectuarea acelor tipuri de lucrări. Dumnealui spune că cu această sumă se făcea măcar un teren de fotbal, așa cum de exemplu este la Cleja cu gazon artificial. Domnul primar intervine și spune că sumele cheltuite sunt justificate, având în vedere prețul foarte ridicat al materialelor de construcție, cât și al manoperei. Domnul consilier Drăgăstan este nemulțumit și de faptul că nici anul trecut copiii nu au putut folosi terenurile de sport și nici acum acesta nu este finalizat și mai mult se solicită alte sume de bani pentru aceste lucrări. De asemenea, dumnealui spune că un teren sintetic ar fi costat maxim 2 miliarde de lei. Domnul primar spune că nu este posibil ca un teren sintetic să coste atât. Domnul Bădărău intervine și spune că nu este normal ca două porți de handbal să coste 100 milioane de lei. Bănuiesc că aici sunt bani vechi, eu nu mi-am dat seama.
Sigur. Așa, domnul primar spune că aceste porți sunt omologate și avizate de firma respectivă. Domnul consilier Drăgăsan solicită avizul de lucrări încă o dată, la fel și domnul consilier Băzălău, care precizează că a fost tot timpul de acord cu efectuarea acestor lucrări. Dar nu se poate ca prețurile să fie de 5 ori mai mari. Domnul primar intervine și spune că prețurile sunt stabilite conform devizelor de lucrări, iar domnul consilier Bădărău nu are nicio susținere când spune că prețurile sunt mai mari. Domnul consilier Drăgăsan este mulțumit și de faptul că domnul primar nu i-a răspuns la telefon și l-a blocat, deoarece dorea să afle niște informații oficiale. Mai mult, telefonul nu este personal, ci este la instituției. Domnul primar spune că pe bune dreptate nu i-a răspuns la telefon, deoarece apelurile erau la ore nepotrivite. Domnul consilier Bucur Ciprian dorește să ia cuvântul și referitor la aceeași lucrare de la terenul de sport, dumnealui spune că a făcut o cerere în data de 28 august în baza legii 544, prin care solicita procesul verbal 2955 din 27 martie și verbizul de lucrări aferent, respectiv contractul 16 din 14 martie 2023. Dumnealui spune că restul, răspunsul oficial a fost, citat, informațiile solicitate nu fac obiectul legii mai sus menționate și întreabă de ce. Domnul primar spune că aceste solicitări fuseseră deja transmise printr-o altă adresă anterioară. Domnul consilier Bucur Ciprian solicită ca după ședință să-i fie puse la dispoziție în calitate de consilier local împreună cu domnul Iacobuș documentele solicitate mai sus, respectiv procesul verbal și revizul de lucrări. Domnul primar spune că oricând pot fi solicitate aceste documente la compartimentul de achiziții. Domnul consilier Iștov Valentin dorește să ia cuvântul. Dumnealui ridică problema diminuirii creditorilor de la capitolul gaze și de la proiectul cu apă uzată și întreabă dacă mai sunt fonduri la aceste capitole. Domnul primar spune că da. Domnul consilier Iștov ridică problema punților de la fondul Răcăciun, unde sunt necesare minim 3. Domnul primar spune că sunt un lucru, în sensul că se așteaptă oferte. Domnul consilier Iștov spune că este necesar să se facă o rectificare și chiar face un amendament și propune să se ia suma de 45.000 de lei de la cele două capitole și să se facă măcar o punte, dacă nu două, la fundul Răcăciun, deoarece efectiv cetățenii trec pe pietre. Așa am prins, am înțeles eu. Domnul consilier Danu Romeo este de acord cu amendamentul propus de domnul consilier Iștov Valentin. După ce domnul consilier local Iștov Valentin a formulat amendamentul, acesta a fost supus la vot și aprobat cu unanimitate. Domnul primar spune că va prezenta la compartimentul contabilitate solicitarea și dacă este posibilă această rectificare, este total de acord dacă nu se vor găsi alte resurse și se va intra cu această rectificare în următoarea ședință de consiliu local. În continuare, domnul consilier Iștov Valentin revine la situația cheltuirii sumilor la terenurile de sport și menționează că toți domnii consilieri au fost de acord cu aceste investiții și personal este de acord cu continuarea amenajării acestor terenuri, dar este un fapt că la momentul de față aceste terenuri nu sunt finalizate, având în vedere că au fost cheltuiți banii alocați deja. Ridică problema terenului de la Răcăciun, unde mai sunt lucrări de făcut, cum ar fi gardul din spatele terenului. Dumnealui precizează că în spațiul public au apărut două recepții la această lucrare. Domnul consilier intervine și spune că sunt trei procese verbale. Domnul consilier Iștov Valentin continuă și solicită transparență. De asemenea, spune că și dumnealor au solicitat oferte la firme specializate, oferte care au fost între 20.000 și 60.000 de euro și spune că sunt situații în care nu sunt nevoie de acești bani pentru un cobor sintetic, pentru ca copiii să se poată juca și anterior a venit cu ideea de a se solicita consultanță de specialitate pentru realizarea acestor terenuri cu fonduri externe. Ceea ce este de fapt caz este că nu este niciun teren finalizat și copiii nu pot folosi aceste terenuri și întreabă dacă se cunoaște suma care mai este necesară pentru finalizarea acestor terenuri. Domnul primar spune că nu poate da o sumă deoarece nu este specialist și va solicita acest lucru. Domnul viceprimar intervine și menționează că la terenul de sport de la Răcăciun nu s-au făcut recepția finală, ci recepția la terminarea lucrărilor și urmează alte lucrări. Domnul consilier Drăgăsan Marină întreabă cu ce bani. Domnul consilier Iștov Valentin face o retrospectivă a situației în sensul că există un deviz de lucrări. S-a efectuat lucrarea, dar nu s-a finalizat. Mai sunt lucrări de efectuat, există și o garanție a lucrării efectuată până acum. Domnul primar spune că actualmente se lucrează la un regulament privind baza sportivă de la Răcăciun, deoarece ea este folosită, precum și nocturna și microbuzele școlare pentru copii înscriși la club sportiv, fără a se plăti niciun ban. Dumnealui spune că factura pentru folosirea nocturnă este de 8.000 de lei. Domnul primar spune că nu va stabili taxe pentru copii, ci pentru a folosi baza sportivă, care este în domeniul public,
și Consiliul Local conform legii administrează domeniul public și privat al comunului. Referitor la activitatea sportivă a clubului Bambiron, domnul primar spune că este foarte bine pentru copiii comunei această activitate. Domnul consilier Drăgăstan Marinel precizează că s-au făcut mai multe cereri prin care se solicită stabilirea unei chirii pentru folosirea bazei sportive, cereri care au ajuns la doamna jurist, dar până la momentul de față nu s-a stabilit nimic. Domnul consilier Drăgăstan Marinel și Bădărău Ionic sunt nemulțumiți de suma foarte mică încasată la bâlciul anual care s-a desfășurat pe baza sportivă. Domnul președinte de ședință intervine și solicită domnilor consilieri supunerea la vot a amendamentului făcut de domnul consilier Iștov Valentin, se obține unanimitate de voturi. În continuare este supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea și se obțin următoarele voturi. 9 voturi pentru, 5 abțineri a domnilor consilier Drăgăstan, care precizează motivul abținerii, și anume că nu i-a fost aduse la cunoștință documentele solicitate în comisie. Domnul Bulai Gheorghe, Bădărău Ionuț, Iacobuș Laurențiu și Bucur Ciprian. Continui sau aveți intervenții ca să pot să-mi notez? Aici avem filmare. La diverse... Se înțeleg, da? Mai avem un punct diverse, contivui. Domnul primar prezintă o cerere a unor cetățeni referitor la puntea din Zola Siliște, fostul târg, care ar trebui reparată. Domnul primar prezintă o ofertă de la o firmă cu o sumă de 49.000 de lei. Domnul consilier Munteanu intervine și spune că ar fi bine ca domnul primar să inițieze un proiect de hotărâre referitor la această lucrare, care, la care să fie atașată toată documentația necesară, după care se va supune aprobării Consiliului Local. Al doilea punct pe ordinea de zi, referatul comun al compartimentului buget-contabilitate referitor la situația imobilului aparținând domeniului public. Domnul primar dă citire acestui referat, din care rezultă o datorie la chiria apartamentului situat în blocul 1, scara cea apartament 6, a domnului Bădărău Ionuț, privind drept folosință imobil. Domnul primar spune că termenul de evacuare expiră și urmează a fi dată adresa către executor în vederea eliberării apartamentului. Domnul consilier Bulai Gheorghe dorește să știe dacă există încheiat contract de închiriere cu chiriașul. Domnul consilier Bădărău Ionuț este nemulțumit de faptul că a fost implicat în această situație, deoarece acolo a locuit familia dumnealui din anul 1981, deoarece a fost casa dărâmată pe timpul comuniștilor. Domnul primar solicită prezența în ședința angajaților de la compartimentul contabilitate pentru a clarifica situația. Domnul consilier Bădărău Ionuț dorește să cunoască cine a stabilit că este dator la primărie. Doamna consilier Bănuță Cristina precizează că până în anul 2020 contractul de închiriere a fost pe numele tatălui Bădărău Ioan, după care există o sentință civilă privind dreptul de folosință. Domnul consilier Bulai Gheorghe întreabă dacă suma anterioară s-a încasat de la domnul Bădărău Ioan. Doamna consilier Bănuță Cristina spune că da, prin propriere. Având în vedere că nu mai sunt probleme pe ordinea de zi, se declară închise lucrările ședinței de astăzi, din septembrie. Eu am un mic comentariu la întrebarea mea legată despre cetatea care există. Numai puțin să-mi notez. La ce proiect de hotărâre? Deci completare. Cu puntea. Completare, proces verbal, ședință, septembrie, domnul... Da, la întrebarea mea cine a executat lucrarea, puntea mai exact, domnul primar a zis nu știu. Nu știu. Nu cunosc, pentru că la compartimentul achiziției e clar că sunt multe investiții, nu poți să țin minte toate firmele care execută. Păi, o să-ți răspund în scris, că tu faci în scris, nu? Ai primit în scris. Și știi aici că veți verifica și veți răspunde la următoare ședință. Cine a executat? Poți să verific, nu verificat. Bine, mulțumesc. Nu? Te-ți mulțumit de răspuns, nu? Este 10 euro, David. Da, cum îi zice, eu știu cum îi zice la firma respectivă. Cunoașteți foarte bine societatea. Da. Haideți ca să... Mai sunt... Păi nu mai începe, că eu l-am despre ce trebuie să faci ședință și nu mai pot să mai fac. Mai aveți alte obiecții? Da, o aveți și televizat. Spre aprobări. Alo, domnul Drăgăstan, vă rog. Supuneți spre aprobare procesul verbal ședinței din 28.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului acțional numărul 3 la contract de închiriere numărul 4713 din 22.09.2010, încheiat cu Fundația Sfântul Ioan Calabria, inițiator primarul comunii. Ați avut materialele la dispoziție acasă. Dacă este cineva care să mai facă o completare, Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Unanimitate. Deci să dau procesul verbal al ședinței pentru semnare la domnul... Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciuni, în ședința din data 25.10.2023, inițiator primarul Comunei. Cu mențiune, dacă se poate. Da, spune, vă rog. Domnul primar, nu știu dacă este prea mult. Putem să vă rugăm, să cel puțin eu, în momentul în care, de exemplu, astăzi mergeți din nou, aveți mandat să ajungeți în Adif și Craf să votați. Să ne mai aduceți și nouă câte un rezumat în ce se mai discută și care e stadiul proiectelor. Ok, dacă sunt eu desemnat, dar fără ce fel, dacă domnul vice... Păi, astăzi cine e desemnat? Păi nu știu, să desemnăm. Desemnați. Domnul viceprimar merge domnul vice sau domnul primar? Domnul viceprimar merge la DIBA, DIS și la DIPA. Să-mi trimit adresa, o să vă pun la dispoziție. Mandatul pe care vi-l dăm acum, vi-l dăm pe baza unei solicitări. Deci trebuie să ajungeți acolo. Nu, aici prin proiectul ăsta se desemnează domnul... Da. Nu, adică să mai știm că e un proiect foarte mare cu bătaie foarte lungă și să avem... Deci cine face o propunere pentru... Deci conform legii, reprezentantul este domnul primar. Dacă domnul primar nu poate ajunge, poate împuternici la rândul lui printr-o delegație pe domnul viceprimar sau un alt reprezentant al aparatului special. Este domnul viceprimar la toate... Îi dă împuternicire domnului viceprimar. Să discute două, trei cuvinte despre ce s-a discutat acolo și cel mai important stadiu lucrărilor și mai ales pe ce ne interesează pe noi pe comun. Așa, exact. Deci mandatul, dar mandatul trebuie să-l dăm. Da. Cine face o propunere? În proiectul de hotărâre. Nu, uitați-vă în proiectul de hotărâre. Nu, dar aici, în proiectul de hotărâre, păi nu, să voteze. Deci stabilit dumneavoastră. Păi tocmai asta vreau. Credea că să numiți persoana care voteze. Nu. Cum să voteze? Pentru, împotrivă sau abține? În ședința trecută ați făcut precizarea că nu mai trebuie să ajungă cu completarea pentru sau. Ci stabiliți dumneavoastră dacă sunteți de acord să dați votul pentru și mai departe reprezentantul să-l ducă în ședință. Se transmite. Ordinea de zi este foarte simplă, nu putem să fim decât pentru. Adică, păi supuneți la vot. Supunem la vot. De candidat, cine este pentru? Votul pentru. Și acum, proiectul în integralitate. Supunem la vot proiectul număr 3. Cine este pentru? Suntem pentru cu pentru. 4. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru unele categorii de personal din cadrul AT Răcăciuni, începând cu data de 1 octombrie 2023, inițiator primarul Comunii. Dacă aveți ceva neclarități, ne rămâne, spuneți, domnul Iacoboș. Salariații primăriei au o normă de lucru, au... Nu, dar nu suntem la strungă. Nu, domnule, nu lucrează la strungă aici. Deoarece... Au fișa postului. Lucrurile în comun nu funcționează chiar foarte bine. Așa vi se pare? Da. Nu mi se pare mie, cetățenii au spus... Ați văzut care cetățenii? Dați-mi nominal cetățenii. Nu mai veniți la general, așa că vin cetățenii comunii. Care sunt? Dați-mi un număr de cetățeni nominal și stăm de vorbă cu ei. Poate e jignit personalul, aparatul primăriei pe vreunul. Poate sunt văzut care trebuie să-l iau, da? Dar nu cetățenii comunii, toți sunt nemulțumiți. Eu zic că funcționează. Meriți acum pe hol și vedeți că sunt pentru adeverințele care se dau pentru încălzire, să vedeți că sunt câte 40, 50, 60 de oameni pe oră. Lucrează, nu stau, fac și eu ca domnul, nu sunt la strung aici. Nu suntem la să am normă. Au domnul Iacoboș, gata, mulțumesc. Domnul președinte și domnul Iacoboș, haideți să reiterez ce a zis domnul președinte, haideți să discutăm la subiect. Despre activitatea domnilor, angajaților din primărie, putem face o discuție, putem face o discuție separată. Astăzi este despre legea care s-a dat cu creșterea salariului minim pe economie și trebuie făcut o modificare aici. Și astăzi nu e discuție. Haideți ca să finalizăm discuțiile și trecem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține? Împotrivă?
Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 734 din 11.10.2017 emisă de FNG CIMM SAIFN aferentă proiectului modernizare, renovare și dotare cămin cultural Nicolae Stroie, localitatea Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău, până pe data de 27.09.2024, inițiator primarul comunii. Da, salut acasă. Spuneți, domnul Drăgăstan. Vreau să știm și noi stadiul lucrării la Casa de Cultură. În ce stadiu suntem? Este finalizată construcția, este proces verbal de recepție finală. Pentru dotare mai trebuiesc bani. Și am cerut și cer și ministerul cere prin AFIR cere decalarea termenului pentru a finaliza și dotarea. Dotarea înseamnă în acele scaune, ce sunt vostru până la dispoziție, dacă vreți să vă aduc până la dispoziție exact tot ce înseamnă ca ajutare. Tot costă jos de vreo 5 miliarde toată dotarea ca să poată fi pusă în funcțiune Casa de Cultură. Ea, din punct de vedere tehnic și al construcției, este perfect funcțional. S-a făcut cum? Nu, un pic. Păi nu, un pic. Domnul Valentin. Trei întrebări punctuale. Valoarea cheltuielor neeligibile din contract, tot ce înseamnă dotări, pavizei... Asta sunt suportate de către primărie. Corect. Care e valoarea? În jur de vreo... De estimativ. În jur de... Era când am... Acum vreo 2-3 luni de zile când s-a făcut procesul de bază. În jur de 5 miliarde. Vechi. 50. În jur de... Întrebarea a doua era legată de... modul în care dotările astea veți face, adică 500 de miliarde, 5 miliarde cuprind dotări ce? Tot, mobilier, scaune, pe viuri, pe toate camerele, ce este prins în casă de gras, poate fi funcțional orice birou, orice birou și scena și absolut tot. Deci ele sunt, ați fost, de fapt, Eu mă refeream exact la camerele alea de la etaj, alea mari, spațiile alea mari. Mobilat, au ceva trebuiesc mobilate, puse, la fel, biblioteca pusă, este pe punctul de a se muta după ce luăm dotarea, o mutăm la Casa de Cultură. Rafturi, tot ce ține de internet, de absolut tot, prins în debizul ăsta. Al treilea aspect ține de contractul de finanțare cu AFIR-ul pentru implementare. Care e termenul maxim? Adică cât mai putem prelungi? Păi putem prelungi pentru dotare, cerem prelungirea pentru dotare ca să avem planul buget să putem dota. Partea de construcție, partea de construcție și de punerea în funcțiune cu ISU, cu absolut tot ce a fost de, ca și construcție și funcționalitate, e finalizată. Și cât putem duce cu prelungirea asta? Nu, am cerut jumătate de an, cât este aici. Cât putem să aprobăm bugetul. Mai venim, mai prelungim, să mai poate? Nu că nu se mai poate, dar nu se mai fi nevoie pentru că la bugetul din anul viitor vom prinde bani pentru dotare ca să încheiem. Să putem da din funcțiuni. Din ce știu eu este că contractul total semnat cu AFIR-ul cuprinde cheltuieli eligibile, neeligibile. Da, cele eligibile care au fost deja finalizate. S-au finalizat și astea pentru cele neeligibile care fac parte integrantă din contractul de finanțare. Da, da. Dar cere că este un termen maxim care se poate cere. Da, adică da, în funcție, nu, ei spun clar, AFIR-ul, ți-am dat bani, e cheltuit, mi-ai justificat, e ok. Dar pentru partea de dotare, care ți-o asigur tu din bugetul local, dacă îmi permite, domnul Bucur, aveați ceva. Da, un termen estimativ de finalizare, pentru că și am întrebat... Ăsta este termenul, l-am dat cu marjă, ăsta este termenul, 27.09.2024, ca să fie cu totul, cu totul. 2024 va fi... Păi, firesc. Dacă ei joacă mintea festii, noi nu am votat bani pentru dotare? Păi da, dar neavând toți banii, nu pot să fac achiziția. Eu n-am pus să fac achiziția pe separat pentru scaune, separat pentru asta. Și automat la bugetul obținem derogarea, deci prelungirea, și la bugetul din anul viitor prinde și un cheie absolut tot și o punem în funcție. Au crescut costurile? Au crescut costurile pe actualizări și plus de asta nu mai dau nimic. Nu pot lua o vioară cu nu știu cât. Deci noi am votat bani, n-am putut să facem achiziția, au crescut costurile între timp. Nu putem să folosim tot. Peste 2 ani alte costuri. Nu peste 2 ani, când se finalizează termenul ăsta. Da, trebuie să o finalizăm. Dar este termenul ăsta. Eu propun ca anumite spații care nu sunt de interes public și pot fi închiriate de către firme, de către așa... Să ajungem întâi acolo. Să ajungem acolo și după aia o să vadă ce producă. Îmi dați voie să intervin. Deci, domnul Iacobuși... Poți să-i dau o închirie acum că nu e finalizată? Nu.
chiar și după, ca și dotare. Chiar și după dacă intervin pentru și a păstra, pentru a păstra temeiul legal. Schimb. Orice ce obiectiv care a fost realizat cu fonduri externe, prin proiecte, cu fonduri nerambursabile, nu ai voie să-i schimbi destinația pentru o perioadă de 5 ani de zile. Adică nu avem voie să închiriem pentru societăți comerciale, trebuie să-și desfășoare activitatea pentru care a fost strict activitățile pentru care a fost destinată 5 ani de zile. Bag, exact. O societate, da. Nu știu care, în Casa de Cultură, sunt supravegherea. După aceea, da. Da, la secretar. O întrebare, domnule președinte. Dacă ea nu este dotată până la final, nu se pot face activitățile culturale în ea? Fără, cum, păi cum stau spectatorii pe stadion? În picioare poate să și acolo, tot în picioare. Dar cum să-i duc în picioare pe oameni acolo? Este avizisul, dacă este avizisul. Este aviz. Este aviz. Cum să nu fii tot, dar... Dar nu poți, păi cum să faci o... Dacă tu stai 3 ore în picioare acolo, ce faci? La recepția finală au venit reprezentanți. Iar ceva. Sunt înveamenți la ei, s-au probat absolut tot aerul. Nu, dar haideți ca să nu mai e. Deviem de la subiect. Nu, deviem de la subiect. Gata. Domnul Istor, gata, mulțumesc. Avizul pentru construcții, pentru a asigura intrări, ieșiri și absolut tot ce sunt de siguranță cetățeanului. Nu ne interesează dacă ai dulap poțile din colțul ăla și amut în partea asta la altă. Păi da, ISO a dat, dă pe clădiri, pe clădiri, nu-ți dă pe mobilier. Nu poate să spun să iau mobilier, nu știu de care, în fug sau... Păi nu, trebuie să ai ieșiri, trebuie să ai scări anume, să ai... Funcționalitatea acasă de culturi e așa de bine pus la punct și așa de bine gândită că n-ai cum să pui ușa în... Gata, mulțumesc, domnul primar, vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trece la proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 87 din 2-4-2018, emisă de aceeași societate menționată mai sus, aferentă proiectului modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciun, județul Bacău, până la data de 7-12-2024, inițiator primar comun. Deci discuțiile cred că sunt de prisos. Acelea argumente le aduce domnul primar. Ar fi pentru... Supunem la vot. Cine este pentru? Da, stați un pic, că am o precizare. Da, cât spune. Plătim noi pentru prelungirea asta de garanție? Dar nu plătești niciun bani. Noi facem adrese către... Și de cine aflat trebuie să... Păi dacă nu sunt bani ca să finalizeze, de unde? Cum? De ce? Mai ai nevoie de bani. Așa prevede legea, domnul... Exact pentru la anul, nu? Da, domnul da, Dupa, da? Da. Dar da, sunt evenimente multe. Și dacă iarăși nu o să reușească niște bani, o să mă încerc. Vă gândiți că din cauza asta o prelungim ca să fie atunci. În decembrie să alegi primari, consilier, stai niște nu spune. Supunem la vot proiectul numărul 6. Atunci, data aia, nu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunare generală a societății de dezvoltare intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Răcăciune în ședința din 6-11-2023. Inițiator primarul. La fel ca și la cea anterioară, domnul viceprimar. Îmi permiteți? Da, vă rog. După ce v-am transmis proiectul ordin de zi al celor de la ADIP, era 1, 2, 3, la punctul 3, ei aveau pe ordinea de zi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, da? Ați găsit. Au transmis o adresă în data de 13 în care ne spune că își retrag de pe ordinea de zi punctul 3, deci la ședința care va avea loc, ei vor discuta doar punctul 1 și 2. Eu în procesul verbal al ședinței de astăzi menționez că veți da votul dumneavoastră pentru discutarea punctelor 1 și 2, da? Pentru că ei nu vor discuta punctul 3, l-au retras pe ordinea de zi, da? Mulțumesc. Deci doar pentru punctele 1 și 2 votăm... Dacă nu dă vă avizul, nu discut. Supunem la vot. Nu faceți de tot. Proiectul cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentant legal al unității administrative teritoriale Comuna Răcăciun pentru ședința adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6-11-2023. La fel. Tot domnul viceprimar, că el are control, el are... Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și votul dumneavoastră? Pentru, da? Da, da. Ridică mâna.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și modificarea listei de investiții a Comunei Răcăciun pe trimestrul 4 al anului 2023, conform raportului de specialitate numărul 9431 din 5-10-2023. Da, cum v-ați trimis acasă la mapă, raportul dat de către cei de la doamna contabil, de la Compartimentul Contabilitate, propune suplimentarea creditor la următoarele lucrări. Lucrări de execuție, confecționare și montaj, puncte pietonal de sat Fundul Răcăciun, puncte mobilă, sat Fundul Răcăciun, 45.300. Lucrări de reparații la puncte pârâzul la Siriște, vorba despre aia care am discutat-o și în ședința trecută, 50.000 de lei. Reparații și întreținere, balastare, drumul stradă de urgență aici, calamităților din 30 august 2023, am prins o sumă mai mică, suma este mult mai mare, pentru că s-au reparat sau reprofilat, balastat, compactat drumurile care au fost afectate și care se regăsesc în procesul verbal de la ISU, în baza comisiei care a fost la fața locului pe 6, a 8-a parcă, nu, a 9-a, au fost la comisiei cei de la 8 reprezentanți, drumuri naționale, drumuri de țene, ISU, mediu și așa mai departe, suma de 10.000 de lei. Toaletare copaci în Comuna Răcăciun, suma de 9.000 de lei. Avem și aici la diverse o adresă din partea unde e, o adresă din partea SC Transgaz ESA. E vorba de vreo 10 plopi care sunt pe malul torentului Cornățel, fapt canalului care duce la torentul Cornățel, de aici din DN2 până în pădure, unde există și rețeaua de gaz care alimentează ferma. Solicită să defrișăm plopii datorită faptului că aceștia la vânt puternic pot afecta rețeaua de gaz. Vă am aici adresa ta, solicitare din partea lor. Așa. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de Țubacu, aici e vorba de consultanță, 18.000 de lei și salarii pentru asistență pensională ai persoanelor cu handicap, inclusiv contribuțiile aferente, indemnizații persoane cu handicap, suma de 552.700. O întrebare. Construim o punte cu 45.000 și reparăm una cu 50.000. Cum e spus? Eu vă sugerez să mergeți, este în urma unui deviz, să vedeți cum arată puntea aia. Puntea aia se află pe o structură metalică foarte bine consolidată, mă refer la ancorare, dar la a practica mersul pe ea nu se poate. S-a deteriorat și partea... E mult mai mare. Un deviz și mult mai mare. Aia e altă, dar chiar vă rog, am poze dacă nu vă prea mai, dar dacă nu vă invit la fața locului ca să vedeți, să vedeți acolo. Da, spuneți, eu zic că prioritare aia era de făcut, nu panorama aia de punte mică. Dar nu panorama aia. Ba da, domnul primar, ascultați un pic, aia deservește 5 familii și aia mari deserveau un plan de serviști. Nu este panorama aia punte, panorama o să fie și puntea de la fundul Răcăciun care face, tot la fel. Nu era necesar 3 punte într-o sută de metri. Dar nu e necesar 3 punte. O face pentru că... Au cerut tot cetățenii, l-am cerut eu. Da, au cerut-o să o face pe aia, nu pe aia. Nu. Asta. Aduce cerești. Dar să încep la aprobare. Eu v-am supus, v-am deschis exact ce vorba aici în... Aveți contradicții. După ședință puteți să faceți orice. Haideți să vorbim la subiect și atât. Supunem spre aprobare proiectul numărul 9. Cine este pentru? Da, spuneți, domnul. Aș dori să modificați lista de investiții în discuțiile pe care și țin pe această care să mulțumesc că ați găsit sumă pentru punte, dar nu la Hărjan trebuie făcută prima. La Hărjan nu mai avem persoane. Ba da, solicitarea este și în partea aia pentru că sunt două familii două acolo, familii o femeie bătrână nu poate trece. Știu, dar în partea cealaltă avem mult mai multe familii. Eu n-am solicitare. Eu nu am solicitare din partea celor care spun din asta. Eu ședința precedentă am menționat că sunt nevoie de minim 3 punți. Iar cea mai importantă este la Augustin Mecan, zona aia care deservește da, toată partea cealaltă. Ați spus Hărjan și încă ceva. Ceva de, zicem noi, strada Părăului. Nu știu, oricum o să... Deci eu aș solicita modificarea listei de investiții. Deocamdată s-au solicitat. Rămâne să caută o ofertă pentru acea punte care spuneți în punctul respectiv. Eu știam la Hărjan, acolo mi s-au făcut solicitările mie.
E același lucru. Aveți solicitări, domnul Vice, eu știu că ați fost pe teren și aveți solicitări și la Hârjan. A fost consemnat aici, de ședință trecută. La Hârjan, la Hârjan, cum să vă semnați între două persoane, la Părău minim 8. Sau 7. Domnul consilier, mergem împreună acolo într-o zi, ne uităm, cerem ofertă, rămâne, dacă rămâne aprobată, rămâne aprobată punctul ăsta și urmează să avem cerem ofertă. Avem 45.300, eu zic că sunt suficienți pentru un punte, cum ați făcut și aici cele două. Păi tocmai asta spun, mergem acolo, mergem acolo împreună, vedem zona respectivă, cât e de deschidere, cât e și astea, au un anumit... Poate și de propunerea domnului Gezau și dacă ne încadrăm. Deci, dar eu văd pentru puntea mare, să înțeleg. Eu am mers puntea mare, pentru puntea la puntea. Așa mergeți acum, cum știți, ședința trecută, pentru puntea mare. Da, dar au pus amendament, domnul... Veni cu amendament, cu diferența. Cu diferența. Referiam la puntea din Săriște. Da, aia a fost solicitare pentru puntea mare, am prins bani, domnul Iște. Nu am făcut de pe aia mică, domnul. Urmează asta mică, domnul. Noi vă aprobăm aici, nu spune că nu. Am dreptul să spun ceea ce dumneavoastră greșești și vrei să-i duci în eroare, vii colegi. Acești 50.000 de lei care votăm astăzi, i-au solicitat în ședința anterioară pentru puntea veche din Sâliște. Eu am zis altceva. Nu se plătește puntea de care spui dumneata, porcăria care ai spus că eu vă spun altceva. Deci nu se plătește aia, ca să ne înțelegem. Nu ne ducem în eroare. Nu era necesar puntea aia de făcut, era necesar. E părerea dumitare, nu e părerea dumitare. Ia părerea dumitare. Ai dreptul la o părere. Ai dreptul la o părere, dar nu trebuie să fie colectivă. Ești chiar culme de acum. Haideți să punem la vot cine este pentru astăzi. Dacă în spate sunt cerere în cetățenilor, nu le-ai văzut orașul trecut. Așa știu puntea mare. Nu-ți dă voie să facem altă parte. Da. Este vorba în fundură. Costului, să căutăm, să vedem, nu știu. Deci se rămâne general cu un pe spune cum să spun la portabilitate. Nu știu, nu-ți zici specialitate. Lista din care zici, de unde îi doar. Este o fiță de preț la un constructor. Dar mergeți, nu puteți merge pe ea. Nu știu, cu formă de acest referent. Domnul Iciu, fac oamenii. Păi, numai siguranță. Haideți ca să vedem ce îi spune domnul. E foarte bună ideea ca să se elimine cuvântul Hârjan. Mergeți la fața blocului, stabiliți care este urgența numărul 1 și în funcție de urgența numărul 1, acolo să fie construită puntea. Da, dar să fie atunci să aduc un amendament să spună că în localitatea fundul Răcăciuni. Trebuie eliminat cuvântul Hârjan. Păi da, dar amendamentul trebuie să-l aprobăm. Să pun la vot amendamentul domnului Iștur. Cine este pentru? Eliminarea cuvântului. Nu v-am spus de extindere rețea electrică localitatea Răcăciun, comuna Răcăciun, cu suma de 10.000 de lei. Aici e vorba de acele adrese făcute de către cetățenii care au teren în spatele hanului și la care s-au dorat teren în jur de 900 de metri. Povedem? Au și case, 900 de metri, 3 metri lățime pe lungimea respectivă, cât o au. Ei, noi trebuie să depunem documentații, am depus la EON, dar mai urmează să facem documentații pentru cei de la EON să ne avizul respectiv pentru începerea lucrărilor acolo, că le vor face ei. Cam asta am avut de spus, dacă... Da, spuneți, domnule. Cu referire la actualizarea copacilor. Da. Sunt cetățeni care au dorința de a tăia ei copacii pe spațiul public care sunt în dreptul lor și îi afectează dacă primăria nu face față să ajungă la ei să-i ajute. Iar dacă ei își ia angajamentul că tai copacul din domeniul public, să ia lemnul. Sau cumva să... Haideți să vă explic. Pe domeniul public una, toaletarea este una, defrișarea este alta, tăierea copacului este alta. Nu pot să dau acest gir cetățenilor până când nu vin nominal cu o cerere la noi. Oamenii care vin și solicită, cetățenii, care sunt, dumneavoastră a spus că îi știți, să vină acei care îi știți cu cereri la primărie, face o cerere la primărie, noi o să facem, dacă în funcție de arborul respectiv, nu sunt în măsură să vă răspund, dar din punct de vedere al silvicului, e o dimensiune la care poți să tai singur, e o dimensiune care nu poți să tai singur, trebuie avizul celor de la direcția silvică și în funcție de zonă o să acționăm. Altă problemă legată de defrișare, nu pot să pun
oameni să defrișeze pe domeniul public atât încât acei arbuști, arbori sau ce mai sunt ei, sunt între firele de curent. Trebuie vorbit la EON, dat adrese către ei, da, vin ei să întrerupă curentul, după care noi putem face toaletarea sau chiar defrișarea. Da, uitați, domnul, este aici, da, mă, dacă greșesc ceva. Da, spune-mi, să vă rugați pe semnii. Și certificatul de deces în același fel. Dacă pe domeniul public, în proximitatea unui șanț de scurgere a apei, a crescut un copăcel de salcâm, angajatul primăriei care trece cu coasa, nu-l taie. Vedeți ce dezastru provoacă o rădăcină, îți sparge tot șanțul. Dați-ne punctual și... Deci eu v-am spus că la Gheorghe Dojea sunt clari, se vede cum copacul a rupt betonul. Dați-ne punctual, mergem acolo și o să rezolvăm. Un metru, facem pe aceeași cerere. Așa nu mai fi astfel de chestii. Bun, dar asta face parte din altceva, din o altă discuție. Din toaletare aici, da. Dar nu-i toaletare. Toaletare este copacul. Toaletare și crești stânga, dreapta și asta basta. Nu-i toaletare. La toaletare... Tai copacul de rădăcină. La toaletare și atăierea... Da, da. Vă rog, vă rog, doamne Iacobuș, vă rog. Supunem la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului și a taxelor privind utilizarea bazei sportive Lion Manoliu, situată în localitatea Răcăciun, strada Ștefan cel Mare, numărul 34, comuna Răcăciun, județul Bacău, aflată în domeniul public al comunei Răcăciun, inițiator primarul comunei. Da, aici ați primit și acasă documentațiile. E o măsură legală pe care trebuie să o luăm noi, Consiliul Local, dumneavoastră în speță Consiliul Local, pentru aprobarea regulamentului și a taxelor de utilizare a bazei sportive. Eu nu am făcut decât să vă prezint un raport al unui evaluator autorizat cu prețul de pe piața reală, la care dumneavoastră să vă exprimați dacă sunteți mai puneți amendamente, dar eu am vrut să vă informez din punct de vedere legal, ca să fie transparent și să vă aduc la cunoștință dumneavoastră Consiliul Local, că acest raport al evaluatorului, s-a făcut prin prospecțiunea celor mai multe baze sportive din cât sunt. Una, două, trei, cinci, nu știu, din județ. Nu sunt cifrele, nu sunt puse de mine, nu sunt inventate, sunt luate de pe piața reală. Acum dumneavoastră hotărâți, Consiliul Local, ce facem cu acest regulament. Domnul președinte. Da, spune domnul. Avem un amendament la buget dumneavoastră, să citiți doamna secretară, da, cu o propunere acolo, dar înainte de toate am văzut pe ce site-ul la primăria de la HMU și am înțeles... Nu știu, evaluatorul. Am văzut și am verificat. S-am întrebat chiar la primărie și au rămas să-mi dea domnul primar acolo, să-mi dea oficial, este, cât percepi taxele la nivel de EMEUș. La EMEUș nu este stadion, la EMEUș este teren sintetic, în care copiii și din rentă de comun nu plătește, cine vine din afara localității ia 25 de lei pe oră, 25 de lei, că acolo se joacă teren. Scrie clar, ați citit raportul acolo, eu de asta vin am și făcut. De asta. Le-am dat, eu vin și argumentez ce spune domnul Bădăru acolo, cu 30 de lei pe oră, la cluburi și asociații care practică sportul la nivel de Comuna Răcăciuni și au legitimați copii numai din Comuna Răcăciuni și ONG-ul, uitați cum e Calabria, de exemplu, dăm și vin și vreau să practică sportul ei. Nu poți să le iei taxă. Dar nu se ia prin lege. Nu scrie. E total diferit, domnul profesor. Calabria e total diferit. Asociații, ONG-urile sunt non-profit. Non-profit. Non-profit nu poți să le iei 80 de lei. De asta, și noi nu avem regulament aici. Bine, noi eu cel puțin sunt de acord cu valoarea care este estimată în valoare 80 cu 60 pentru persoanele din afara localității. Vine cineva din afara localității și vrea să închirieze terenul pentru oameni. Acolo, destul de clar scrie că copiii din localitatea Răcăciun care... Nu, aici spune numai elevi. Elevi. Din Răcăciun, în comuna Răcăciun. Nu le se percep taxe dacă vin să facă activități școlare,
nu li se percep taxe la școli, în primul rând, dacă are activități școlare, cu pasate sau ce mai e așa, dacă este o societate sau o asociație sau ce e, o fie ea, care, din punct de vedere financiar, creează venituri și plătește și fac cheltuieli, că-i ăla, că-i ăla... Eu nu vorbesc că-i ăla, că-i ăla, că-i ăla, că-i ăla, că-i ăla, că-i ăla. Practic, e vorba de această societate, Bamirom, care i-a luat copiii ăștia, să-i zic, în, cu tot aparatul din spate, să desfășoare activitatea asta. Practic, sunt tot copiii. Comunii Răcăciun. Dar nu permite legea să facă. De acord, domnul primar, eu am înțeles, dumneavoastră ați, de punct de vedere legal, de acord cu dumneavoastră. De fapt, noi hotărâm ce sumă vom, prin votul Consiliului Local, ce sumă, sau dacă putem să practic să-i absolvim de această de sumă. Păi, nu știu dacă puteți să-i absolvim, dar sunt discutiri, înseamnă. Scutirea nu poți să, să facem un efort financiar, din... domnul primar, să facem un efort financiar, deci, pentru că acele activități noastre care spuneați că sunt gratuite, sunt perfect de acord, aceiași copii, practic. Dar legea nu permite, atâta timp cât copilul de la școală este... Nu vii ce vorbim de aceiași copii. Da, dar copilul de la școală este... Cei care nu sunt legitimați... Dar nu vorbim de copii, vorbim de asociație. Și o pită de activitatea asociației asta, doamna... Păi nu, pentru că eu de ce spun, vreau să mă citesc din lege. Doamne, dar ce obiect de activitate vorbim? Nu, eu vorbesc de o societate de aici. Da, societatea... Haideți să lămurem. Da. Ședința trecută, domnul... Nu m-am obiect. Ședința trecută, domnul primar m-a acuzat că din partea clubului Magro nu s-a trimis nicio cerere ca noi să cerem ceva. Nu v-am acuzat. Este cererea. Uitați aici, avem o cerere, da? V-am acuzat de ce există... Da, care o stat la bază. Deci există o cerere din... din 31.05.2023, în care clubul Bamirom spune ce grupii de copii are, ci practică la nivel de comună, și care spune așa, căutăm înțelegeri și ajutor la dumneavoastră pentru a ne da baza sportivă cu teren de fotbal și vestiare pentru desfășurarea antrenamentelor de 2 ori pe săptămână, câte 3 ore, la meciuri programate de AGV Bacău și ocazional când avem meciuri amicale. Noi n-am primit niciun răspuns. Deci nu este vina clubului. Este rezoluție dată pe cerere respectivă că a ajuns la mine și ce scrie acolo, domnule? Aici. Ce scrie? Jurist, procedură... Scrie, mă, citește acolo. Nu-i dăm până la procedură. De ce din mai nu s-a făcut nimic? Uite, inițiere procedură închirierii. După care s-a plecat cu problema de a face acest regulament, ați fost de acord, am dezbătut și am ajuns la partea când am adus un raport de evaluare. Eu am adus o sumă. Dar nu contestă nimeni nimic, domnul primar, dar nu. Haideți să vorbim de rând, doamna Cocre. Doamna Cocre. Da, domnul legal. Domnul Dințuie, un pic. Dacă îmi permiteți. Unul la mână. Foarte punctual. Într-adevăr, din acest proiect de hotărâre care privește regulamentul, am făcut o mențiune ieri și am vorbit cu domnul Vidiu, care a... Eu nu vreau să-l chem pe dânsul, că dânsul ați raportul, că acea cerere de care menționează domnul Drăgăstan să apară la raport. Pentru că acea cerere e, de fapt, elementul declanșator pentru evaluare, drept dovadă, s-a jucat pe teren, se joacă pe teren și acum când discutăm, nu a fost nicio... Am înțeles. Da. Obiecții sau nu a fost nicio fel. Eu raport și vreau să apară un raport pentru că oamenii au cerut și în februarie și în mai... Știu, eu am dat-o pe compartiment. De acord, toată procedura trebuie să fie educat. Astăzi vreau să... Păi și s-o desfășurat. Pe regulament. Dragi colegi, domn primar. Haideți ca să... Dragi colegi, domn primar, astăzi ne focusăm pe regulament care prevede orașă, funcționare, preț pe oră, cine e gratuit, cine e nu-i, cine și așa mai... Deci astăzi nu dăm nicio taxă către Bamirom. Astăzi facem un regulament pentru teren. Nu vorbim de Bamirom aici. Ca să facem dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că în comuna noastră știm că activează o asociație o asociație sportivă și în momentul în care aprobăm regulamentul va fi direct sau indirect afectat. Fără nicio problemă. Poate să vină orice asociație, orice fundație să joace pe terenul de sport. Dar dacă nu ai un regulament, nu ai confort legii pus la punct, nu poți să dau spre... Dar nici nu puteți să nu-i ascunde după Cireș, că de fapt Bamiromul este... Corect, da, dar eu nu am voie să fac, vreau să spun pentru ăla. Corect, nu. Domnul primar, dacă îmi permite să continui.
Ca să nu mai țin pe Ovidiu. Nu, Ovidiu să explice din punct de vedere contabil ce știi. Da, spuneam de acest raport în documit că mi-aș dori și cred că ar fi necesar să apară în acest raport și cererea aia din 30 ani. Deci, atâta, doar să actualizăm raportul. Bun. Am o rugăminte. Explică procedura prin care, conform regulamentului și a raportului care l-am făcut. Domnul primar, greșiți aici. De ce? Că n-avem regulament. Deci nu putem vorbi conform regulamentului pentru că nu avem regulament. Votați, nu, votați. Vorbesc, de ce vorbesc greșesc? Vorbesc că spun conform regulamentului, dar cui să mă raportez? Conform ce? Stați o secundă, termin. Astăzi avem o propunere de regulament pe care o discutăm, o amendăm, o modificăm și o votăm cu unanimitate. Vreau să aflați, ca să, să se facă și diferența dintre pe partea de contabilitate, ce se plătește și ce nu se plătește. Cei care, și aici domnul Ovidiu, care este la contabilitate responsabil și dânsul întocmit referatul, să vă explice care e situația reală pentru întocmirea proiectul de regulament. Conform legii, dacă societatea cu care este PJ, adică, nu, dacă este PJ, trebuie aplicat o taxă. Dacă erați non-profit, așa, era ok, puteam să dăm. O să completăm regulamentul în sensul ăsta. Ovidiu, ceea ce te rog este să faci și tu referirea. Sunt doar strica regulament. Excludem astăzi orice asociație sportivă din discuții. Astăzi discutăm de un regulament care dacă firma lui Xulescu vrea dar să facă un meci de fotbal. Dar nu trebuie să ne referim la nume. Exact. Nu, vrea să facă un meci de fotbal. Este din comuna noastră. Plătește taxe în comuna noastră. Îi luăm 80 de lei pe oră? Vrea să facă un eveniment cu echipa, cu angajați. Îi luăm 80 de lei pe oră? Eu zic că nu. Vin și te întreb în fermător. Dacă te duci la Bacău și vrei să joci tenis sau joci fotbal pe un teren de sport, te întreabă dacă ești din Bacău și nu plătești? Nu, pe nu, un teren privat plătești. Pe un teren care aparține domeniului public, care este a comunii. HCL-ul 599 pe 2022 a primăriei municipiului Bacău și ai studiezi acolo închirierea terenurilor de sport. Leteași, care sunt ale aici și cu nocturnă și fără nocturnă. Am verificat și am trimis la toate și o să avem o adresă oficială și o să vă trimit și noastră. Nu există nicio taxă la nivel de copii și de elevi să practice o primărie. Mă refer la asta. Păi asta o să trebuie acum. Copiii de Răcăciuni care sunt la școli pot veni ori să copii, da, hai să spunem. O etapă va fi nu facem cei care au societăți și care așa băiem un pic, termin. Păi, doamna Valentin, nu mai intram. Ideea este că terenul avem de 10 ani, nu? Da. Încă n-avem un regulament. Dar ce? Acum aprobăm regulamentul. De asta am menționat că faptul... Tocmai de asta, dar nu trebuie să fiți informați. Ci păi haideți până la urmă ce vreți să facem? Păi nu înțeleg. Ce trebuie să facem? Păi uite, domnul contabil, eu aș propune să votăm regulamentul. Stați un pic, nu. Haideți să facem și amendamentele care trebuie să făcute. Înainte de toate, haideți să clarificăm cu firmă regulamentul și Facebook ca să putem discuta pe legea 69/2000 a sportului. Spune așa, administrație. Nu ne mai înțelegem. Ascultați-mă să vă citesc prevederea legală ca după aceea să putem discuta în cunoștință de cauză. Legea 69/2000 a sportului spune așa. Administratorii bazelor, instalațiilor sportive, care fac parte din domeniul public sau privat al UAT-urilor, au obligația de a afișa la sediul acestora și pe site-ul propriu regulamentul pentru închirierea bazelor și sau instalațiilor sportive, tarifele stabilite pentru utilizarea anumitor intervale orare a bazei, a instalației sportive, precum și numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice care o folosesc și perioada pentru care s-a obținut dreptul de utilizare. Deci nu că vrem sau nu. Sunt total de acord cu dumneavoastră. De 10 ani de ce n-avem asta? Băi, ești... Băi, dar stai un pic și dacă vă spun de ce n-avem, ești mulțumit ce cum. Să rezolvă problema automat acum. Nu, am aflat în situația asta. Asta e n-am avut solicitarea unei firme să joace fotbal cu iată. Și eu vorbeam de acea solicitare. Trecem mai departe. Discutăm strict de regulament. În regulament, eu propun așa, odată, o modificare. Programul de funcționare 22. Eu propun altceva.
Haideți să o luăm pe articole și unde am ajuns la articolul care prevede nu știu ce, ori vine cu amendamente, ori o modificăm, ori o compensăm. Haideți să o luăm pe articole. Unde este legal? Unde suntem de acord și unde suntem de acord? Da, corect. Cel mai corect așa. Și mai vreau să fac o mențiune înainte să intrăm pe regulament. Din research-ul care l-am făcut eu și am căutat o grămadă de primării care dau către privat, ONG și așa mai departe terenurile de sport, toate sunt date cu titlu gratuit, contract comutat. Eu toate site-urile primării, nu? Vin să te contrazic, eu vă că dau un search, nu vreau să plătesc curentul. De ce? De ce? Că n-am înțeles. Contract de comutat. Eu v-am prezentat raportul dumneavoastră, dacă luați punctul punct, îl studiați. Dar nu scrie nimic aici. Păi acum, dar dacă aveți, faci-mă amendamentul, ce așa de greu, băi, oameni. Asta, hai voi să ne gratuit unii societăți care nu... Dar nu societăți, dar nu vorbim de ONG. La ONG, da. La ONG, diminuarea. La ONG și asociații. Asociații, ONG-ul e altceva, asociații e altceva. ONG-ul nu... Fundații, asociații... Fumii Calabria, acum asta e... Da. Non-profit. Non-profit. Bunurile proprietate privată a UAT-urilor este articolul 362 din ordonanța din codul administrativ. Bunurile proprietate privată a unităților administrative teritoriale pot fi date în folosință gratuită pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. Bun, acest articol ne permite să facem comodat și ONG pentru cine e ONG. Sigur. Da, da, dar nu-i spus nimeni. Dar haideți să luăm, asta am citit ca să clarificăm pe articol. Mai rău, haideți, ca să spuneți. Cu la evaluator, am spus că evaluatorul a luat, s-a uitat în comunele vecini. Și-a uitat, da. Prospectiva piață, nu s-a uitat. Pentru că el ar trebui să evalueze bunurile care sunt. Dar eu intru ceva ce vreau. Dacă nu mi-e dat să o chemăm, dacă nu asta nu poți să o atât de mult. Dar nu, haideți că deviem. Haideți să luăm pe articol. Da, haideți. Domnul Bițoiu. Domnul Iacobuș, permiteți-mi. Articolul 307, referitor la închiriere, la concesiune, la tot ce înseamnă bunuri din domeniul public. Spune așa, la inițiarea procedurilor stabilite la mod de calcul, se ia în considerare proporționalitatea redevenției cu beneficii obținute, B, valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii. Aici era pe concesiune că nu avea... Este, da? Care plus că mai este corelarea redevenției, adică să se vadă cât se încasează și pentru cât este nevoie. Deci tot articol de lege. Da. Haideți să intrăm pe regulament și o luăm articol cu articol, votăm pe fiecare în parte, iar la final, în ansamblu, tot proiectul. Și dacă e nevoie, îmi notez aici... Dau citire la regulament. O să durez un pic, dar asta e. Regulament privind utilizarea bazei sportive Elia Manoliu, situată în localitatea Răcăciun, strada Ștefan cel Mare, numărul 34, comună Răcăciun, județul Bacău, aflată în domeniul public al comunei Răcăciuni. Capitolul 1, dispoziții generale. Prezentul regulament privind utilizarea bazei sportive Elia Manoliu, situată în localitatea Răcăciuni, comuna Răcăciuni, aflată în domeniul public al comunei Răcăciuni, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazelor sportive în temeiul OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și cu completările ulterioare, și legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației specifice incidente în materie, reglementări fiscale, norme sanitare de protecție a muncii. Deci aici este baza legală în care să trecem la acest regulament. Supuneți la vot articolul ca să fim, trecem. Ca cine să este pentru? Bun. Articolul 2. Alineatul 1. Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru administratorul bazei sportive în speță UAT Răcăciuni, pentru personal de întreținere și curățenie, pentru sportivi, profesori, elevi, părinți, spectatori și orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive. În măsura în care, prin dispoziții ulterioare, nu se prevede contrar, prin administratorul bazei sportive se înțelege Comuna Răcăciuni, prin reprezentanții săi legal desemnați. Prin administratul se înțelege. Prin administratul se înțelege Comuna Răcăciuni. Alineatul 3. Prin dispoziția primarului Comunei Răcăciuni se va desemna un funcționar din cadrul aparatului specialitate care va urmări respectarea prezentului regulament. Punct. E bine? Da, spuneți, domn profesor. Nu, supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Articolul 3. În incinta bazei sportive Elia Manoliu Răcăciuni se va desfășura numai activități cu caracter sportiv.
În mod excepțional, cu aprobarea primarului Comunei de Căciun, pot avea loc și alte activități de interes public. Și a Consiliului Local, pentru că este în domeniul... Amendament, corect. Da. Trebuie să modificăm pentru că... Completăm. Completăm, nu modificăm. Completăm. O activitate, dacă vin cei de la pompieri și îmi spun de la pompieri să o fac în 3 zile... Este de interes public. Este de interes public. Eu nu pot să o fac, să vă aduc păi Consiliul Local și... Domeniul... Nu, nu te gândi că fac pe terenul de sport... Dar domeniul public al comunei trebuie să treacă prin sunt, Consiliu, sunt doamna secretar. Sunt activități... Deci, eu... Sunt activități care... și mă refer aici de tradiții, cum e la Răcăciun, cum a fost Bulce, și știți prea bine că păi de comun acord. Bun. Alte activități care sunt cu școala care le face tot prin voi, tot prin Consiliul Local. Școala e menționată aici. Cu școala e menționată. Păi și atunci trebuie să întâlnesc Consiliul Local că ei fac o activitate la școala de, nu știu, de pregătire sportivă. Da, dar aici era în afara. În afara ce? Competiții sportive la nivel local. Deci în incinta bazei sportive, Ilia Manoliu, se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. Deci nu aici este activitate. Dacă am lăsat așa ce acolo, înseamnă că nu mai face piață, târg, nimic acolo. Nu, apoi se completează. În mod excepțional, cu aprobarea primarului Comunei Răcăciuni, pot avea loc și alte activități de interes public. Da, dar aici legea nu permite doar aprobarea primarului. De ce? Dați-mi un articol. Codul administrativ. Consiliul Local administrează domeniul public al comunei. Ia, citiți, aveți sub codul administrativ. Asta vă de lege. Da? Dacă e, facem completare. Trebuie ca acea cerere să treacă prin noi, aprobare. Extraordinar, la telefon și a rezolvat. Da. Faceți amendamentul. Haideți, vă rog. Am scris. Supuneți la vot. Cu amendamentul pe lângă aprobarea primarului și a Consiliului Local. Supuneți la vot cu amendamentul. Cine este pentru? Eu vă zic că risc. Da. Articolul 4. Articolul 4. Obiectivele funcționării bazei sportive Ilia Manoliu sunt A. Organizarea și desfășurarea unei acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean sau național. B. Deservirea în mod gratuit a unităților de învățământ de pe raza Comunei Răcăciuni în desfășurarea tuturor activităților sportive școlare. C. Deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliul Local Răcăciuni. D. Deservirea persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării. Da, aici, dacă aveți obiecțiuni... Da, spuneți, domn profesor. Dacă stăm și gândim ceea ce am citit până acum, aliniatul C de la articolul 4 litera C, de la articolul 4 este tocmai amendamentul pe care l-am propus adineori. Și ați propus un amendament? Vă completez, terminați. Deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliul Local. Gratuit? Ce ați solicitat? Gratuit sau gratuit? Nu. Articolul 4, litera C. Dânsul are perfectă dreptate. Deci, haideți... Doar că lăsând articolul anterior așa, în forma inițială, cum este prevăzut aici, adică, în incinta Consiliul Local este doar opțional. În mod excepțional, cu aprobarea primarului comunei, pot avea loc și alte activități. O activitate se poate considera excepțională și poate să o deservească doar domnul primar. Da. Activitățile de interes. Activitățile de interes trec prin noi, dar cele exact. Excepționale doar de domnul primar. Păi dacă e excepțional, de asta este excepțional. E excepțional, domnul primar, dar legea... Domnule, excepțional. Ai ședință extraordinară de îndată. Asta nu sunt excepții. Nu există legea... Tot ce înseamnă excepție de la lege. Codul administrativ... Se numește excepțional. Codul administrativ nu este excepțional. Pentru că ne repetăm cu aceeași chestie în acest regulament. Ei, nu, părerea dumneavoastră. Părerea mea este alta. Dați-mi voie să Consiliul Local devine, mă scuzați, Consiliul Local devine doar opțional. Într-o situație excepțională. Opțional. Ceea ce nu prevede legea așa. Nu rezultă că devine opțional. Acolo articolul spune așa, aici. Și primarul, și Consiliul Local trebuie să aprobe excepțional. Dar sunt chestii excepționale, interes public,
Eu nu văd să spun, un nonsens, să fie un... Atunci la fiecare din aprobarea primarului comunei Răcăciun prin hotărâre de Consiliul Local. Supus aprobarea, supus aprobării Consiliului Local. Nu, nu, nu. Eu nu fac pe termen de subiecte de mașini. Dar nu, eu nu văd loc așa. Eu văd astfel lucruri, că vă absolvă de anumite suspiciuni. Eu vă informez, sper să nu fie o calamitate sau ceva și să nu ne întâlnim cu toții și să, în timp scurt, să nu pot lua măsuri care trebuie să luate în... Eu zic că sunteți absolvit din multe chestii. Care trebuie să luate la momentul respectiv la cald. Da, spuneți, domnul. Dacă îmi permiteți, mulțumesc. Conform codului administrativ, articolul 100, doar Consiliul Local administrează domeniul public sau privat, deci primarul nu are nicio treabă. Sunt rapid în 20 de minute care asta puteți, care puteți, de lege, sau stați de urgență care nimeni nu este aberant. Corect. Atunci se va vedea. Deci două chestii diferite. Administrarea domeniului public este una și hotărârea desfășurării activităților în interior. Ia ceva. Ce mai mă amestecă? Când o să inaugurăm Casa din Cultură și o să fac activități la Casa din Cultură, o să faci fiecare ședință, fiecare... Dumneata ești dumneata și încerc. Așa e legea, ce vorbim? Nu o să fii. Da, da, deci că intrăm iarăși. Vedeți cum ne scăpăm la gură. La grafic aici ar trebui să fie. Am înțeles, acolo... Se face ce vrea mai bine. Da, deci aici amendament ceva nu. Rămâne amendamentul de la articolul 3. La 4. Aveți ceva completări? Eu, eu vreau articolul să propun, da, dacă sunteți de acord. La litera B zice deservirea în mod gratuit a unităților școlare și așa mai departe. Eu aș adăuga și dacă între ONG-uri sau asociații non-profit. Deci nu câștigă bani. Da, nu, corect. Dacă nu câștigă bani, cu ce să plătească? Da, corect. Și atunci ar trebui trecut aici că cei care n-au bani, care să plătească, să fie prinși. Nu. Adică să le dăm în mod gratuit de servirea. Dar cei numai acelor, agenție, numai acelor, ONG-uri sau non-profit, din interiorul comunii mele. Exact, da. Nu vine de la Hemeuș să joace în moca că e tot ONG. Nu avem voie. Nu avem voie să facem diferență, că intrăm pe partea cealaltă în Consiliul. Bine, dar oricum nu ne aprobă. Nu avem voie să facem diferență. Vine cu Consiliul Local și pun cererea și nu aprobați. Nu aprobați și nu le-aș spune că trebuie să aprobați. Și atunci eu voi citi cum va suna litera B. Deservirea în mod gratuit a unităților de învățământ pe raza comunei Răcăciun, desfășurarea tuturor tradițiilor sportive școlare, virgulă, asta spun eu, ce am citit eu, 369, preferențial, da, cum? Și da, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară copii din articolul respectiv. Dar mergem cu literă de E. Asta servire. Ca să nu mai modificăm B-ul. Păi nu. Să rămână B-ul așa și facem completare în nouă literă. De servire în mod gratuit a activităților desfășurate de către cine să nu e acolo, ca să nu modificăm B-ul, că atunci avem și modificare și completare. Mi speriem așa de lungul timpului și dacă mă uit în istorie, că așa de tare au fost solicitat să joace pe terenul ăsta, din nou s-o mai putut. Haideți să joace, nu se poate. Da. Chiar nu a fost așa de mult. Nu a fost așa de mult. Nu au fost așa de multe cereri. Trebuie să introduci un literă nou, da? Aliniatul 2. Poate există cereri. Există, nu? Da. Îți aduce aminte că tu ești locuitor de aici, când vine Aletea și juca din divizia C. Dar și Bacău, și pe ce ne Bacău? Pentru că iau trenul suspendat. Zilele de ce? Era ONG. Păi și eu, după de asta vreau să spun. Că eu dacă îl dau, îl dau cu bani. Celor care... Au stabilit pe regulamentul care va de ONG-uri. Da, da, exact. Mi-a spus și doamna secretar. ONG, n-ai cum să îngrădești dreptul altui ONG.
Nu, dar el vine și îmi solicită mie telefonul. Și eu nu pot să-l dau, nu pot. Ca să ne înțelegem. Am înțeles, nu pot. Eu nu vreau. Dar nu există, nu vreau. Nu vreau. Nu vreau, nu vreau. Nu este închiriat în intervalul ăla orar. Exact. Eu l-am închiriat la nu știu cine în perioada aia și... Haideți să mergem cu amendamentul. Dacă vine un ONG extremist, nu vreau. Da? Supunem deci, completarea deci, cu litera E și va suna deservirea în mod gratuit a persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. Pe raza? Nu? Nu, 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 aici intră aici a asta înseamnă. Nu să avem riscul să... Asta înseamnă, ați auzit amendamentul, supunem la cine este pentru? Știi ceva? Se abține? Împotrivă? Alu, domnul, doamna, lăsăm telefonul și ne uităm, suntem un pic atenți. Ce votăm acum? Articolul 4 în ansamblu său. Cine este pentru? Abține? Adică 5. Condiții de utilizare. Utilizatorii prevăzuți la articolul 4, litera B din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat, au acces numai în prezența cadrului didactic. În aceste situații, cadrele își asumă răspundere pentru activitatea acestora. Suntem de acord cu... Da. Dacă îmi permiteți, eu mai avem o modificare mai devreme. Îmi cer multe scuze. La capitolul, articol 4? Da. L-am votat. Am mai văzut și avem și raportul de evaluare. La un anumit punct, am să-l caut rapid, că mi l-ați trimis, mulțumesc, doamna secretară, în care anumite primării fac reducere de 50% pentru antreprenori din comună. Putem nu, dar o să vedem acolo, la tarife, la tarife, la tarife, când ajungem acolo. Curge tot... Aici e punctul ăsta. Păi nu, că aici punem cu 50%, nu, aici articolul ăsta sună așa. Obiectivele funcționării bazei sportive. Nu putem să trecem la obiective, reducerea cu 50%, dar la tarife putem pune ce vrem noi, da? Aici sunt obiectivele, adică cine participă la... La articolul 5 aveți ceva nelămurit? Mergem mai departe și votăm în bloc după aia. Da. Articolul 6, aliniatul 1, utilizatorii bazei sportive, Elie Manoliu, Rătăciun, diferent de statutul lor, antrenori, elevi, cadre didactici, spectatori, au următoarele obligații. A. Să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament. Să respecte în tocmai orar de funcționare bazei sportive, să folosească terenul, vestiarele, anexe și dotările în conformitate cu destinația lor. Să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori. Să nu pătrundă în incinta bazei sportive fără aprobarea administratorului. Să păstreze curățenia și ordinea spațiilor utilizate. Până aici e bine? Trecem la aliniatul 2. Se interzice A. Fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise, cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise în incinta bazei sportive Elie Manoliu Rătăciuni. B. Accesul în incinta bazei sportive Elie Manoliu Rătăciuni cu animale de companie, biciclete, role, skateboard, scutere, ATV-uri sau alte mijloace, obiecte care pot duce la degradarea, murdărirea terenului, vestiarelor, anexelor sau dotările bazei sportive. Aliniatul 3. La desfășurarea meciurilor de fotbal sau antrenamentelor vor avea acces pe teren doar participanții la activitatea sportivă. Jucători, rezerve, arbitri, antrenori, spectatori vor rămâne afară terenului, în tribune sau pe alei. Mai aveți ceva aici? La B, să avem grijă la animalele de companie, adică e menționat care murdăresc, distrug, bla bla bla, dar să avem grijă să nu atingem atingere, că la stadion, la noi, la comună, se poate veni cu unul de companie. Nu știu dacă... În momentul de față nu este atins. Nu este atins, că zice care pot distruge. Dacă vii cu un cățeluș de la drăguții în brațe, nu distruge la baza. Bine, că nu ajungem la aici. Am putea doar să adăugăm aici că... Ar trebui să... Vehiculețe și hărtimețe. Nu e punctat doar pe animale, e punctat pe scutere, pe care pot distruge. Alea da, alea da, da. Dar un car poate fi considerat animal de companie? Cățelușul ăla, cățelușul ăla, capră. Dita e scuse. Deci avem toată rămâne așa. Putem modifica și ulterior. Rămâne. Lăsăm așa. Nu mai stăm. Dacă este, modificăm acum. Nu, mai nu, nu. Eu nu sunt de acord. Nu mă impui cu primarul de companie și cu asta. Trecem la 7. Articolul 7.
Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea taxei de utilizare a bazei sportive cu următoarele precizări. Utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile căror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului ca urmare a utilizării suprafeței de joc, cât și a utilizării necorespunzătoare a elementelor de dotare a bazei sportive, atât a celor suferite de ei, cât și pentru cele cauzate terților persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru niciun incident, traumatism, altercații, vătămare corporală, responsabilitatea aparține exclusiv utilizatorului bazei sportive. Administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor pe personal, precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor pieței sportive. Bazei sportive. Îmi cer scuze. Da, spune. Aici este o greșeală. Da, este o greșeală de tipar. B. Da, păi nu. Eu nu e terminat și am început păi nu, CEU. Păi nu. Sau CEU trebuie eliminat. CEU trebuie eliminat. S-au coborât literele. Da, trebuie coborât literele. Coborâte literele. Nu. Da, da. CEU devine C. Care continuitate au. Da. A, B, C, coborâm. Coborâm, da. Da. Acum dispare e eu. Dispare acum eu. E CEU. Acum urmează CEU, utilizatorii. Da. Nu, B-ul urmează. Trebuie modificat ordinea literelor în listă. Exact. De ce? Da. Permiteți-mi să, prin votarea regulamentului, este clar că ce am văzut va trebui desemnat un administrator din partea OAT-ului. Da. Da. Va trebui să fie prezent la buna funcționare. Da, încă și o persoană, locul de aici, care va... Da, o să dea... Da? Care va fi prezent la... Și șapostul e să-i... Tot ce se invocă în regulament acum, pentru că se fumează și pisanții rulante și peste tot. Da. Da, da. Nu zic... Ia pe alte stadioane, da, bine, da, și altceva. Problema deci, este măcar foc, intratul cu ceea ce poate distruge baza sportivă. Măcar acolo să... Da, corect. Deci ce? Utilizatorii bazei sportive răspund personal pentru orice faptă de încălcare a normelor de conviețuire, ordine și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a bazei sportive. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care încălcă liniștea publică. Accesul pe terenul de sport din incinta bazei sportive poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată, curată și diferită de încălțăminte de stradă, interzis de stradă. Îmi pare de interzis încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal. Da, deteriorez gazon. Articolul 8. Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri. Nerespectare prezentului regulament, folosirea unui limbaj obscen, necuvincios, gesturi indecente, violente și dacă are un comportament care să prejudicieze valorile sociale. Cine îl va scoate pe asta? Nu știu. Tulburarea liniștii publice în timp folosirii bazei sportive din producere de zgomote, cu orice aparat sau prin strigare și la armă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege. Nerespectarea în mod repetat a observațiilor administratorului bazei sportive. Săvârșirea oricărui contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile cu compatibile unei conduite sportive sau de orice altă natură. Nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare. Aliniatul 2. Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament poate duce la anularea rezervărilor ulterioare, la oprire imediată a jocului sau a evenimentului, cât și la plata daunelor produse. Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a închiriat terenul și care prin cererea de folosire a acestui a luat cunoștință și și-a însușit prevederile prezentului regulament, este obligat să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte. În caz contrar, este direct răspunzător. Până aici, haideți să votăm toate... Da, spune. Cred că a fost o greșeală aici la punctul D din articolul 7. Nu, la punctul E. Interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal. Domnul Drăgăstan, puteți să ne lămuriți. Pe teren de iarbă ai nevoie de crampoane de metal. Da. În anumite situații. Adică da. Nu poți să interziști treaba asta. Bine. Pe iarbă trebuie să vii da, cu copiii n-au voie cu crampoane de metal. Ei nu. Păi, de ce? Decide ori un joc sportiv, ori un lupt în regulamentul. Crampoane de metal fac parte din echipamentul. Regulamentul prevede. Și la cei mași la mine. Aici e o problemă la D. Da, s-a întâmplat săptămâna trecută, știți, domnul Vici, da. V-am sunat. Duminică seara a intrat și a stricat tot. Coșuri de gunoi, absolut tot. Pleacă de aici, e întuneric sub copacul ăla, acolo stau, că mai vin seara.
eu îl spun, dar duc acasă la părinți și spune, sub ce calitate vii tu și ți-ai iei copiii. Hai să vedem cum facem, cumva acolo, să fie lumină, mai chiar cât de cât, să iluminăm tribunele, că acolo stau. Stau cu zicile. Mă întreb cum am ajuns pe, de-au îndoit camera și l-am vedeți, dar totul cu... Am sunat la... Mă întreb și eu, cum s-a cățărat pe cadavru. Am sunat la paza de protecție și am spus, doamne, nu e obiectivul nostru, obiectivul nostru e numai clădirea. Restul, vă dați seama că a fost o grămadă de bani, nu mai poți să vă vedeți. Aici va trebui să vedem... Clarificați că nu sunt cei care faceți dumneavoastră. Nu, doamne ferici, sunt alte persoane care intră în incinta stadionului în seara, noaptea. Da, noaptea și fac ce fac. Da. Ești parcă. Da. Consumă la acolo. Vreți să vă mândeți, spune acolo o urină ce de cred. O să fac o zi. Da. O să fie atribuții care să ne ajungem. Cum să nu? Da, aici lângă paranteza astea... La punctul E trebuie eliminată paranteza. Sunteți de acord? Că sunteți mai în măsură ca mine să... Dar e nevoie de crampoane, de metalice pe iarbă. Pe iarbă? Da. Și regulamentul prevede și una și alta, așa că... Așa că trebuie eliminat asta prevede. Ați dat ce dă adică voi să joci și pola și cu alta, asta e regulamentul. Vă sintetim multă voi cu crampoane și cu crampoane metalice. Auzi, în varianta în care se organizează o activitate sportivă la nivel național. Nu mai poți, trebuie să impui crampoane de... Deci de asta zic, are dreptate paranteza să o elimină. În varianta în care, de exemplu, nu știu, Federația Română de Fotbal spune așa, copiii până în 16 ani facem la Răcăciun, că avem o bază excepțională. Nu poți. Dar și copiii care... Ce faci, de-aia afară? Ce regulament este asta? Asta noi nu știm cum e făcut. Domnul Răgăstă, sunteți cel mai în măsură să-i dea patra. La Liga 4-a toată lumea așa cu fotbal. De asta eu zic pertenția. E modificat cumva regulamentul și nu știm cum e făcut de... La nivel național, nu-i voi cu campanii metalice. Nu mai era susă odată? Păi spune-i toată lumea care este. Amendamentul este că de la litera D nu o să mai apară ceea ce este scris în paranteză. Da, eliminarea paranteză. Articolul 8. Sunteți de acord cu restul celor 4 A, B, C, D? Da. Bine. Nu, supunem tot capitolul 2. La... Da. N-au fost intervenții până acum. Da, exact. Capitolul 2, cap-coadă. Da. Cine este pentru? Modificarea. Modificarea. Deci, capitolul 3. Mod de organizare și funcționare al bazei sportive Lima Anuliu Răcăciuni. Articolul 9. Orar de funcționare este de luni până duminică, interval orar 8:20. Aici ați propune 8:22. 22, unele primării au și 24. Că vrei să faci de la 9 la 12 un meci, eu, de exemplu, noi mergeam la fotbal în Bacău la 12 la 12 mi-a luat. Acum vine varianta la... Dar și primării care desemnează la nivel de primărie. Deci, aici e problema de administratul desemnat care trebuie să facă 8:22 și după aceea... Tinerii s-au mai fost și vor să închirieze doar până ce tine. Că lumină și mea. Și ce faci? Nu poți să mai tine. Eu am lucrat la privat. Aici putem să mă... Normal, că mor. Rătia bani. La privat. Trebuie să desemnezi o persoană. Da. Aici am spus administratorul. Dați-mi voie să ne gândim aici. Administratorul desemnat de către primar, pentru că el are această calitate. El, scuzați-mă, domnul primar are această calitate. Cine stă de la 8 la 12 noaptea pe teren? Că dacă eu sunt administrator, trebuie să am grijă. Că eu, de fapt așa am votat în articolul anterior. Așa, cine stă de la 16 la 20? Programul oficial de luni până vinere până la 16. Nu, profesor, e simplu. Nu, în momentul când se face un contract de închiriere, se face și un proces de bază de primire. Și acolo se spune, am predat în condițiile cu dar că s-o luat în primire înapoi. Nu cred că trebuie să stea să păzească administratorul. Dar nu trebuie să păzească administratorul. Ba da, pentru că avem niște articoli pe ceva de atunci. Noi le-am votat. Noi le-am votat. Din regulament. Dar noi le-am votat, adică era articolul legal. Administratorul trebuie să stea. Ajungem și la plata. Taxele care sunt și acolo. Haideți să rămâne cu orarul. Haideți să rămână 20. Pentru că, apropo de cazuri excepționale, da? Atunci când este nevoie, într-un caz excepțional, rămâne și până la 12 noapte. Știți la ce mă refer? Din experiența care am avut-o, dacă îmi permiteți, unde am fost la meciul și am jucat în acest lucru, dacă aveai până la 8, la 8 s-a stins tribuna. Deci la 8 s-a stins pe. Nu mai, la noi nu-i cap.
Acolo la particular. Din ce știu eu, la club, vara se mai stă și după 8, corect? Pentru că noi avem și Liga a 4-a. Vă spun pe acolo. Și Liga a 4-a face antrenamente după ora 9. Și se duce undeva după 20. Pentru că nu poate, oamenii nu pot să vină mai devreme, pentru că muncesc. Păi tocmai asta vreau să spun, tocmai asta am specificat. Atunci când este necesar, rămâne până la 2, dar nu poți să-l bagi în regulament, că să-l oblig să se iei până la 2. Regulament, nu poți să-l lași până la 2. Nu poți să-l lași. Pentru că tu la 8 trebuie să stingi becurile pe stadion. Păi, dar cum o stingi? Da, în momentul în care l-ai închiriat. În afara regulamentului? Și tu ai programul, ai intervalul ăla. Nu poți să mai închiriezi. Orașul ăla, când stai. Ai, l-ai închiriat. Dar ăsta e intervalul orar în care el funcționează. Și tu vrei să-l închiriezi unui societăți. Și ăla o să aibă meci până la orele 24. Cum îi mai percepi suma aia de bani pe iluminat? Că el funcționa până la orele 22. Asta în plus. Dar cum? Mai ești în baza regulamentului? 24 de activitatea respectivă va răspunde direct cei care o exercită. Dar poți să fie în contract. Persoana desemnată în securitate și așa mai departe va ști conform planificării, nu va trebui să stea un stop acolo. Conform planificării X a venit și a închiriat astăzi pentru data de pentru la ora 22. Și vor fi câteva zile. Bun, activitățile sunt intense la cum joacă și cum se joacă acum pe teren. Da, dar aia sunt răspunde... Intense. Bun. Persoana, mă repet, persoana respectivă care desemnat din cadrul primăriei, cum o retribuiesc eu ca să stea după program până la ora 2? Nu, domnul primar, haideți să vă spun cum funcționează celălalt de 4 formii. Aș pune o persoană, dar nu vin. Că nu vin să stau până la 12, noaptea după tine ca să stau. Care persoană? Nu, stați un pic. Domnul primar, uitați cum funcționează. Auziți? Uitați cum funcționează. Mă duc și eu vreau să închiriez un teren undeva. Mă duc în timpul zilei că trebuie să închiriez cel puțin cu câteva ori în zi. Faceți mențiune dacă e sece sau de unde închiriați terenul? Că discuții separate. Așa. În momentul ăla, în momentul când eu închiriez... Dacă v-ați dat un sece, iau ce... Se face un contract de închiriere. Scurt. E contract cadru. Și acolo spune în contract de închiriere. Se va respecta următoarele. Și acolo putem să spunem... Eu facem un contract cadru. Și un proces verbal de primire. Și cui îi predă când pleacă? La 12 noaptea când pleacă, cui îi predă dovaza? Da, sunt domnule, sunt atâta azi. Păi stați o leacă, domnule, răspunde punctual, numărul pe alăturea. Pentru că dacă mi-o spart vestiarul, și eu nu sunt aici, pentru că el are un proces verbal. Cui îi predă? Și regulamentul după asta. Și mâine vin copiii și găsește vestiarul spart. Părerea mea că terenul trebuie dat ca și pază, securitate, în afara orelor în care există activitate planificată, cad guardului, trebuie vorbit, trebuie dat pentru securitate lor. În momentul în care avem planificat... Dar scrie clar că în afara programului răspunde OAT-ul. Când joci fotbal acolo... Păi și OAT-ul, ca să nu mai răspundă, ai o anumită, un anumit interval orar. Păi doar după intervalul ăla orar trebuie să vină persoana să ia în primire, bă, am toate becurile, am... Da, prima, dar seara, cine, obiectivul cine l-are? Trebuie, ăla nu o să stea să-ți... Eu vorbesc de cine trebuie să răspundă. Dacă nu avem activități... Eu vorbesc de cine trebuie să răspundă de bunuri. Corect. Asta mă interesează. Dacă nu avem activități planificate și avem firmă de securitate care păzește terenul, persoana delegată n-are ce vine, verifică, dar nu poate să ia decizia, anunță. Și tot trebuie să vină persoana care e desemnată să... Aia e altceva. Păi nu e altceva, e același lucru. Dar știi care e un obiectiv, dacă măcar are un obiectiv ăla. Dacă nu am nimic planificat, persoana nu poate să se ducă pe teren. Eu vorbesc de modul în care ai luat de la 8, dau un exemplu, de la 6 la 10 seara, ai luat, ai închiriat terenul, da? Bun, el s-a predat cheile la 6, da? La 10 seara vine, da? Corect. Ăla trebuie să constate. Ăla da. După aia e treaba primăriei, a OAT-ului, ci... Exact. Care să mănânci, ce faci. Bun, dar nu poți să-l aduc și pe ăla de la firmă și pe ăla... Două persoane și a treia care este la zonă. Noi avem contract cu eu vorbesc de persoana care trebuie să ia în primire după ce se joacă fotbal sau ce face la acolo. Vorba de acel om
care trebuie remunerat. Aia, asta vorbesc. Corect, da, da. Și tu ca voluntate administrativ teritorial, nu cum îl plătești pe ăla după program, băi, bani. Ore suplimentare. Nu putem în contractul care avem cu calculul să avem efectivul la bază. Cât costă? Da. El o să vină să monitorizeze în urmă. Eu cred că părerea noastră... Deci bază sportivă nu are doar comuna Răcăciuni. Bază sportivă au o grămadă de comuni. Și trebuie găsit o soluție. Adică eu prin ce am văzut în cazul nostru. Lasă-i pe alții. Noi vorbim în cazul nostru, că asta aprobăm noi. Găsim și noi. Chiar nu am să mă la coagă și vă spun, domnule, nu avem obiectiv. Un obiectiv. Da, da, da. Deci hai să vedem un trecut și pentru ora ăsta. Domn primar, eu propun, ca să nu îngrădim cumva accesul, adică ora 20, unul stă la 20 și 10, persoana desemnată vine la 20 și 10. Nu-i nimeni absurd de chestia asta că eu o fi un 5 sau un 10, dar nu se ducă cu orele. Haideți să propunem la programul de funcționare ora 22, ca să nu îngrădim acum, pe moment, că se va afișa regulamentul și atunci va intra în vigoare. După care, dacă nu avem soluții, venim și îl modificăm și îl ducem în ora 20 și rugăm cei care închiriază, bă, până în 20. Deci, dar ora 22 pe timp de vară e o oră ok, fără niciun fel de problemă. Nu-i și totuși am putea cumva să spunem, băi, începând cu ora 23, accesul pe inicienta bazei sportive este interzis. Asta înseamnă că până la ora 23 am acces. E tot. Până la 23, dacă de la 23 interzis, înseamnă că până atunci am drept. Nu, haideți să facem amendamentul cu ora 22. Și dacă o fi pe parcurs, revenim la el, îl modificăm, că doar nu-i gătăm cu el. Se poate modifica, se poate gătăm la oricum. Supuneți la vot articolul 9 cu modificarea? Da, deci rămânem 22, da? Ar trebui totuși să facem o anumită precizare, sau nu știu. Se poate preciza intervalul de iarnă, de vară? Exact, asta vreau să spun. Adică undeva, începând cu luna mai până la sfârșitul lui septembrie, orele 22. În perioada septembrie, anul următor, mai, orele 20. Să fie cuprins aici în regulament. Dar n-am putea și să... Pentru că până la 22 e lumina afară. Mă rog. Program de weekend și programul în curs săptămâni? N-am mai... No. Tot mai nimeni cu... Deci, nu, aici nu, pentru că dacă vine cineva... Până la 22 și vine așa, până la 22 și gata. Până la ce ora e antrenamentul? Aprilie. Nu, dar nu, că dacă mergem cu... Nu, nu, că dacă sunt ori mai de plin 22, la plasă se repede. Deci tu puneți la vot... Haideți să supun la vot articolul nou cu orarul 8.22. Cine este pentru? Articolul 10. Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează baza sportivă. 11. Taxele privind folosirea bazei sportive de linie Manoliu Răcăciuni intră în categoria taxelor locale speciale și sunt utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu întreținerea bazei sportivei, fiind prevăzut în anexa numărul 2 la HL numărul care o să fie dat acum. Astfel, taxe pentru folosirea bazei sportive fără nocturnă în lei și pentru folosirea bazei sportive cu nocturnă în lei, pe oră. Deci... potrivit evaluării făcute de către domnul Adrian Remus Gavrilă, membru titular al EVAR, evaluator, da, dânsului i-a rezultat, după activitatea lui de verificare, un 16 euro pe oră cu nocturnă, înmulțit cu 5 cât ne vine, 80 de lei, și fără nocturnă, 60 de lei. Dacă sunteți de acord cu ce au evaluat, dar la da. Noi strict... Păi nu, noi acum putem să... Deci, dânsul, da. Acolo trebuie să ne încadrăm. În... Se pleacă aici cu taxele, scuzați-mă, domn președinte, cu taxele plecând de la obligativitatea sau nu, ceea ce am întrebat și pe doamna secretară, de a ține cont sau nu de evaluare în proporție de 100%. Eu văzând proiectul de hotărâre și la articolul 2 spune însușirea de către Consiliul Local a raportului de evaluare, înseamnă că trebuie să ținem cont de el
și nu putem propune mai sus? Nici mai. Mai jos? Da. Știți de ce? Pentru că am fost de multe ori luat așa în ședință, de fiecare dată am propus evaluare pentru orice dăm. Dacă făceam propunerile pentru terenul de sport, pentru orele astea și le făceam după ce găseam noi stânga-dreapta, ne duceam cu tarifele până în 50 de lei maxim. Adică să propunem noi Consiliul Local prin comparație. Având evaluarea ceea ce o contest, este foarte ok făcută și chiar am văzut și la final documentele, că de asta am cerut-o integral. Eu sunt de acord cu tariful pentru vine cineva din Bacău. Bă, vreau să fac un meci la voi. 80 de lei. E un preț corect. Adică suntem moate, nu e 120 ca la un privat, dar 80 de lei e un preț corect. Dar aici intervine problema că dacă noi propunem prețul ăsta, ce facem cu antreprenorii noștri? Am o firmă, vrea să fac cu angajați un fotbal, iau 80 de lei pe oră. Nu e corect. Și aici intru cu acea completare de 50% pentru persoane juridice, de orice fel, de pe raza OAT-ului. Nu? Nu există să face diferența dintre cele două lucruri. Până acum o nu și putem face noi acum practic pentru activitățile astea ale copiilor. Dacă noi putem, fără suma stabilită de evaluator, asta poate să ne ajute doamna secretar să ne spună. El a venit din punct de vedere tehnic, astea-s costurile, ăștia-s lux și per oră, nu? Asta înțeleg eu, că nu eu nu contest evaluatorul. Da, ce se întâmplă? Atâta lux de vreo, atâta asta. Mai devreme, domeniul public și privat este administrat de Consiliul Local. Consiliul Local stabilește tot ceea ce ține de administrarea domeniului public, de vânzare, de închiriere, deci de concesiune. Nu mai puțin. Ne dă voie, că aici numai puțin. În momentul în care în legiuitorul spune că pentru stabilirea unor prețuri, la unor independențe, se ține cont de, și v-am citit, prețurile de piață este unul dintre criteriile de care se ține cont. Asta a fost și dovada pentru care s-a întocmit raportul de evaluare. Preț de piață înseamnă ce? Ce se întâmplă pe piață la momentul real? Cam își asumă pe raportul ăsta. Deci, dumneavoastră puteți stabili orice preț vreți, dar vine o întrebare pe care poate să o pună cel care verifică activitatea. Vine și spune, tu ai considerat că suma stabilită de evaluator ca preț de piață este prea mare. Deci, tu nu... Consider că nu ai nevoie de suma aia pentru administrarea pieței și ai propus o sumă mai mică. E corect? O să întrebe. Eu nu știu dacă o curte de conturi... Dacă vine alte evaluatori și... Dumneavoastră puteți conform legii să solicitați o altă evaluare, un alt punct de vedere. Asta trebuie. Dar cine o plătește? Haideți să vă spun ceva, domnul primar. Noi. Dacă noi venim cu un cost mai mic, cum am putea face? Sunt de unii găsim finanțare. Că asta e ideea. Dar nu trebuie să găsim finanțare. Dacă te plătește la care chiriază, atunci trebuie să dai. Păi el a pleacă, dacă nu faci reducere, efectiv îl iei mai puțin. Reducerea să nu facem diferență între cetățenii. Eu vreau să intervin. Nu putem formulă pentru că știu că nu te cumpără. Așa te se asta e părerea mea. Păi da, haideți să vorbim pe rând, că atunci nu ne mai înțelegem. Nu eu, neapărat. Noi, tot aici, dar domnul Dițoiu, vreau să intervin și eu. Tot aduceți în discuție suma de 80 de lei, dar la ce vine 80 de lei? La prețul de? Nocturnă. Nocturnă. Oameni buni. Adică eu dacă iau de la 12 până la 10 noaptea, am să plătesc 60 de lei până la aprinderea nocturnei și de la aprinderea nocturnei încolo am să plătesc 80 de lei. Oi fi eu atât, oricine știe că trebuie să plătească mai puțin ca să beneficieze de cât mai mult. Nu mai luați în discuție 80 de lei, luați în discuție 60 de lei. Pentru că partea cea mai mare pe care noi trebuie să o vindem este partea de zi, nu partea de noapte. Dacă... Și atunci 60 de lei pe oră. Adică, mă, fraților, dar dacă sunt 10 metri în echipa aia, are 7 lei, 6 lei de metri. Dar cum se desfășoară antrenamentele acum și intervine după cât ești în măsură. Antrenamentele se desfășoară în intervalul orar de că e necesară nocturnă acum. Băi, tu nu înțelegi că la el e gratuit? Băi, oameni. Băi, nu e gratuit, domnul profesor. E gratuit. Păi, dar el e ONG? Pe cum am votat. Auzi, domnul profesor, aici e problema. Ascultați un pic. Noi pe cererea care am depus-o, am și spus câte ori vrem pe săptămână.
Dacă noi am cumpărat la 60 la 80 de lei, la cât ori am cerut noi? Cât? Aici? E o sumă imensă, n-ai vrut să o acopere ca și cum. Păi și vouă nu vă convine să faceți antrenamentele pe zi, pe lumina zilei? Dar noi putem, că copiii toți învață, copiii sunt la școală, cum să facem? Noi facem toate antrenamentele după amiază și seara. Dar copiii ăia contribuie la această asociație. Nu știu să nu, de câte știu. Vă spun eu. Sunt înregistrați 119 copii. Da. Așa, dintre care o parte, o 30 de părinți, ăștia sunt toți care dau banii ăștia, pe bază de donații de 100 de lei. Pe lună? Da. De fiecare, da? 30 de... Ei. Acum 30 de milioane, 3000 de lei. 3000 de lei. 3000 de lei. Din 3000 de lei n-avem o oră, îți dăm 80 de lei. Păi tu să ai, domnul Gelo, că numai arbitrajele și echipamentul costă o groază de bani. Dumneavoastră aveți justificări. Da, tot. Da. Asta trebuie. Dar e depus, e depus și la primărie, domnule. Noi ca primărie mai facem și contribuim, da, cu anumite sume, da. Stai un pic, susținem, da? Da. Problema societății respective care, cum gestionează banii. Eu nu mă duc să dau întreb pe el dacă e 8 lei sau dacă e 10 lei, dacă vrea să joace sau nu vrea să joace. El poate juca. Au făcut, am înțeles, un primar un efort financiar față de asta. Fantastic, dar e depus. Eu nu pot crede, dar să nu credem în partea ilegală. E depus. Atât. Păi nu știu, eu spun. Vorbiți mai, ca să pot să înțeleg când o să fac procesul verbal și nu pot să notez acum și să înțeleg că din filmare pe rând. E foarte important, hai să facem o mențiune, hai să nu intrăm pe tarif. Vă rog eu mult de tot, pentru că am avut discuții pe subiectul ăsta ieri. Și nu e bine să abordăm prețul de ce contribuie părinții. Părinții fac anumite donații către Bamirom care pot cum pot. Dar trebuie să menționăm următorul aspect. Indiferent de donații, fiecare copil are geacă de ploaie, hanorac, echipament de sport, jaloane, minci și așa mai departe. Iar ca să completez acest lucru, bugetul care a fost depus la primărie, când s-a solicitat cei 20.000 de lei, bugetul asociației total e 178.000 de lei pe 2023, din care sunt anumite donații. E contribuția, donația care am făcut și noi de 20.000 de lei. Haideți, să nu mai intrăm pe cifre. Este bugetul de termen de spus în primar. Faci un efort financiar foarte mare, știu. Nu contestați. Noi acum nu-i facem bugetul banilor. El a venit la primărie. Clar, da, bun. Dacă el are și pe pierdere, dumneata dacă ai avea acasă și lucrezi numai în pierdere, ți-ar conveni să mai desfășoare acea activitate? Știți cum zic? Nu vă întreb, răspundeți la asta. Mie nu-mi convine. Mie chiar nu-mi convine. Că atunci chiar din miliardar, milionar și tot așa, din milionar și tot așa. Dai faliment. Ori îmi convine, ori nu-mi convine. Asociație și înființare și certificate. Haideți să lămurim. Nu a fost făcută echipa asta pentru bani și pentru profit. Exact asta. Eu vreau să spun așa. Nu-mi profit. Stați un pic. Are. Da? Dacă e ONG. Dacă e donați. Cine nu se bagă în subiect. Deci, domnule, hotărâți-vă ce sunteți. Hotărâți-vă ce sunteți. Domnul profesor, noi nu stabilim aceste tarife în funcție de bani. Noi stabilim la nivelul poate rătăciuși cu asta cum. Tocmai de asta vreau să zicem. Dar noi trebuie să ne gândim că ce stabilim acum produce efectii pentru cei 90 de copii. Mai mult. Nu, în final, că doar e singura. Foarte multe activități din care noi sunt casă. Domnul Rodizoi, pe teren, câți copii intră? 2 ore, da?
Dacă are nocturnă, are 160 de lei, da? Fiu nevoit să mai fac un efort pentru metri, eu ca șoferi, eu ca societate, când am reușit să-i aduc acolo foarte diferite, de la 4 la 9. Păi, domnul președinte, vreau să mai intervin o dată și cu asta mă opresc. Domnul Iuștov, vreți să mă ascultați și pe mine? Eu v-am ascultat pe mine. Domnul Dițoiu, haideți să ne oprim. Eu zic așa, să aprobăm acest regulament. Îmi permiteți? Mulțumesc. Haideți să votăm acest regulament fără a ține cont de Babilon sau Cofigat. Eu asta am cerut de la pentru că, cum să vă spun, dacă vrea să beneficieze această asociație sportivă de avantajele pe care Consiliul Local le poate oferi, să se transforme în ONG sau un non-profit sau un ce vrea dumnealor și să vină cu acei 115-19 copii care are pe teren gratuit. Să-și schimbe statutul, pentru că eu, Consiliul Comunal sau Consiliul Local, local nu-mi permit să-mi schimb statutul pentru o singură asociație. Asta este și lucru pentru care am atunci, început să fac. Domnul ăsta pentru toată lumea și dacă vrea să beneficieze de partea gratuită din acest regulament, corect. Foarte corect. Corect. În condițiile în care noi am modificat regulamentul în vederea... Noi am modificat foarte multe pentru în avantajul în vederea. Dar numai... Dar numai da, ai, de aici încolo nu se mai poate. În vederea. De aici încolo nu se mai poate. Da. Deci... Asta e separat. Dar vă rog să menționați. Nu, dacă ai idei, ca să vedem cum faci. Vă rog să menționați ceea ce am spus. Nu, dar aici pentru că majoritatea consilierilor au fost de acord cu această propunere. Asta este motivul pentru care cred că am găsit foarte multe contracte de comodat cu dare în folosință gratuită, cu titlu gratuit, a foarte multor baze sportive către asociații, club sportiv care ea poate se numește. Dacă îi permit din legea, fără nicio problemă. Exact, ăsta este motivul. Da. Sigur. Și este articolul pe care vă l-am citit eu. Da. Deci, revenim la subiectul nostru, da? Votăm propunerea de 80 cu 60. Eu fac propunerea 80 cu 60. 80 nocturnă, 60 la... Conforme valorii. Și atunci, cum faceți cu acea reducere? Care pentru antreprenorii din comun. Nu avem dar voie. Nu am voie să diferențiez. Lăsați așa că vă aduc baza legală. Nu am voie să diferențiez persoanele din Comuna Răcăciune, exact cum aș spune că... Eu care plătesc aici, mă tratați la fel ca unul care vine... Dar există legislație în domeniu care nu permite să fie diferență între cetățenii din Bacău. Toți sunt cetățeni ai României și nu pot face eu în raza mea a comunei să fac diferență între cetățenii statului român. Exact cum a invocat domnul profesor. Nu putem face. Dacă ONG-ul e din raza comunei, exact, găsești alte soluții. Dacă vin un ONG de la, nu ai ce-i face. Deci ocupa intervalul orar, cam atât. Deci da. În raportul de evaluare, domnul evaluator autorizat ca neva, repet din nou, a menționat acest lucru și încerc să caut, că am tot raportul. Nu, dar haideți întâi să votăm ăsta și pe urmă ne mai gândim și la... Deci ce votăm care e articolul care, că avem 10, 11, să rim la 13. Articolul numărul... 12. 12, dar nu văd. Unde-i 12? 12 e pe partea cealaltă, cum să... Deci articolul 12. Deci e 11. E 11. Da. Și după aia votăm articolul 11 cu... Domnul președinte, votăm, cum să nu, mai faceți odată mențiunea activităților gratuitatea. Ce, cine are dreptul să desfășoare activități gratuite ca după asta să trecem la votare. Vă rog, nu, citiți articolul 4, obiectivele funcționării bazei sportive, nu? De amendamentul. Păi da, și eu citesc. Deci, organizarea și desfășurarea nocțiunii competiții sportive la nivel local, județean, național, deservirea în mod gratuit a unităților de învățământ de pe raza comunei în desfășurarea tuturor activităților sportive școlare, deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliul Local, deservirea persoanelor fizice, stai de, deservirea persoanelor fizice juridice, indiferent de forma de organizare, identitate juridică, conform planificării. Și am pus un E. Și eu, pe care l-am spus că o să copii exact din prevederea legală, deservirea în mod gratuit a persoanelor juridice fără scop lucrativ, voi, ce scrie acolo în articolul de lege? ONG și așa mai departe. Noi am votat acest amendament. Dar nu pun ONG, persoane juridice fără scop lucrativ. Da.
tot aia. Ca asta, eu copii exact ca să nu fie exact articolul din lege, exact ce prevedere acolo, da? Păi nu știu, eu v-am spus că de asta vreau să recitim puțin articolul. Nu, practic, nu știu ce puneți și ONG. ONG. 362. Papa, ca să știm noi care e diferența între cele două. Da, da, este un document oficial. Da, dar nu trebuie să trecem și ONG-ul, asta e la ei. Trece ONG, cuvântul. Acest ONG se apară în articolul lui, în amendamentul ăsta de la ei. Păi eu nu cred că există ONG-ul cu profit. Nu, există, dacă îmi permiteți că este domeniul meu. ONG-urile, ce înseamnă ONG-urile? Există trei categorii. Asociație, fundație și federație. Deci dacă asociația sportivă, dacă Seceba Mirom sau are asociație sportivă, este sigur non-profit. Și va intra la capăt. E obligatoriu la asociația sportivă să fie non-profit. Care e titulatura? Depinde cum este înființată. Deci, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau utilitate publică. Păi asta e trebuie văzut, dacă este asociație non-profit sau... Păi uite, solta domnului Ștoc. Înțeleg, bine. Buget, dacă nu ce ai văzut la Bani Rău? Ce ai văzut la Bani Rău? 178 de lei, nu mai am să termin. Bun, plătești TVA sau nu plătești TVA? Ascultați-mă un pic. Bugetul de 178.000 de lei, vroiam să menționez așa, că 20.000 pare de la primărie, contribuții, donații de la părinți, nu cuantific suma, nu știu, nu ne băgăm, mai are, o mai atras de la câțiva sponsori din comună și nu știu dacă e bine să menționez sau nu, sunt doi din comună și vreo doi din Bacău, au mai luat undeva la 40.000-50.000, iar restul se suportează Bamirom. Tot ce înseamnă, echipament, Îl felicit pentru treaba asta. Problema este cadrul legal, dacă plătești sau nu plătești. Nu i-am aprobat dacă plătește sau eu n-am facturile ale lui. Atunci cum te explici? Eu am bugetul pe care l-a depus la primăria când a solicitat. Dacă vezi că ai și cum plătești la stat, ce-ți dai seama dacă este? Treceți. O, organizații nu-mi propriu. Se va regăsi într-una, dacă se regăsești într-una. Din situațiile în care noi am modificat regulamentul, înseamnă că va beneficia de acea gratuitate. Conform evaluatorul, nu putem să modificăm. Adică, înțelege toată lumea. Că nu-i reagoie. Deci am trecut pe lângă. Adică să comandăm alt evaluator. Da? Asta implică și trebuie spus costuri. Și nu cred că o să-ți vină că e o chestie tehnică. Că... De el să încadrează acolo, nu va plăti. Scurt. Dar nu o să vină nimeni. Cred că la evaluarea asta este făcută cu... răspundere. Da, doamnă, pentru că legea, știți ce spune aici? Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit raportul de evaluare. Haideți să lăsăm domnul Drăgăstan, practic bine, spuneți-ne și nouă, da, ajutați-ne să vă ajutăm. O variantă care am putea noi, Consiliul Local, să... E o variantă care am putea noi acum să... La ce au făcut domnul următor, eu vă spun, s-au luat de pe site-ul unor primării, noi am verificat, eu cel puțin am verificat și am văzut. Nu există preț mai mare de 25 de lei pe oră la nicio primărie. Singura unde există la TNT, dar acolo e un club privat, care nu-i non-profit și au câștiguri de pe urma închirierii terenului, au 4-5 teren acolo și închiriază cu o sumă de 200 și ceva de lei pe oră. În restul acelalte primării, eu am stat de vorbă, mi-aduce documentația și vă arăt și dumneavoastră, nu există perceapă taxă la nivel local, dar din exterior se ia 25 lei pe oră. Deci, eu vreau să vă întreb, de ce vă interesează prețul pe dumneavoastră? Pentru că noi avem 6 ore pe săptămână. Pentru că dacă dumneata ești organizat să beneficiezi de gratitudine. Păi nu-i gratitudine. Păi și de ce să nu se organizează? Păi zice că nu-i. Păi dar organizează-te, domnule, ca să beneficiezi. Treci în ONG, fă ceva. Adică pe dumneata nu trebuie să te intereseze prețul pe care Consiliul Local îl stabilește. Pentru că, așa cum se spunea aici, domeniul public, noi îl gestionăm. 250 din ceia.
Da, nu poți să faci o raportare. Da, ăla poate are, pe la nivelul de stadion, are 10... Eu nu-ți ai lasă acum tehnicul, dă-l doar iartă. De ce-i 250.600, domnul Geoza? Păi dacă așa l-au făcut evaluatorul, aia tu să-l asta încerc să spun, că 200 eu ce l-au luat, că avea 6 becuri, și aici ai 25 de becuri. Nu poate să iau un evaluator, nu-i logic. Pe lista ONG-urilor din Bacău apare așa. Asociația Club Sportiv Bamion Dubrăveni. Deci aproape toate asociațiile sportive apar. Păi și dacă apare, atunci ce la ce te mai pui la preț? Mă, preț de ce te mai pui la preț? Cu asta, bă, păi dacă tot ești ONG și nu plătești nimic. Și chiar dacă lista este greșită. Păi ce spune omul acolo? Chiar dacă pe lista ONG-urilor din Bacău ești dumneata? Și de ce te interesează prețul? Dacă ești un lucru, dacă nu ești un lucru, dacă nu ești un lucru, dacă închidem, închidem subiectul, da. Da. Supunem aprobări articolul 11, da. Cine este pe el? Eu am propus un propunerea mea. Da, 80 și 80. Am cerut o întrebare. Da, spuneți. Există un contoar, domnul primar, este un contoar special pentru... Da, normal. Că zici de contoar și e... Cam cât consumă nocturna? Păi asta au făcut evaluatorul. Au făcut evaluatorul treaba asta? Da, Stai un pic. Reducere 50%. Vă citesc din raport. Lasă-mă, aici nu e vorba de nici reducere, nici creștere. Dar nu credeți. Tu nu înțelegi că e o chestie extrem de delicată. Faceți abstracție de bani, rom, vorbim. Dar nu mă interesează că el e gratuit. Dar facem abstracție. Pe mine nu mă interesează bani, rom, acum. Da. Eu vă citesc din raportul pe care... Și ce să fac 50%? Pentru antreprenorii locali. Și doamna secretară zice că nu se poate pentru local. Eu vă citesc ce spune un articol de undeva, ca să vedeți că există... Dar nu știu, articol de undeva, am citat articolul din lege. Pentru asociații și sau fundații cu activitate în domeniul sportului, pentru copii juniori, fotbal... Asociații sau fundații? Feminine, participate în competiții oficiale organizate de FRF, AJF Bacău. Ăsta cum poate să condiționeze? Da, asociația e altceva, doar e altceva. Doar pentru județul Bacău. E altceva. Asta spun. Nu. Deci, complexul sportiv Constantin Agache, Anghelache, zice așa. Pentru copii sportivi și așa mai departe, prin județul Bacău. Nu mă interesează ce fac ăia, domnule. Doamna secretară spunea că nu pot să dau o reducere pentru Comuna Rătăciun pentru că intru în contradicție cu că fac discriminare. Nu, domnule, nu vreau să dau. Asta cum poate să dea doar? Nu intru într-o contradicție. Nu vreau să dau. Explicați-vă. Nu vreau să dau. Da, domnul Vucur, atât timp cât noi suntem administratori. Domnule, noi suntem administratorii. Trebuie să câștigăm noi un bani, în asociat, dacă le dăm gratuit la elevi, la ăștia, la vă rog să continui să supuneți la votare. Este că pot să dau o reducere doar pentru județul Bacău, nu mai fac discriminare cu județul Iași? Nu mă interesează. Eu mai dau nicio reducere. Păi da, asta e treaba dumneavoastră. Eu vorbeam cu doamna secretară. De ce bază legală fac ei discriminare? Dar nu vă întrebați baza lor legală. Vă spun. Haideți că, bă, se găsește la raport. Valentin, hai te rog frumos. Gata. Hai să punem la vot articolul 11 cu folosirea bazei sportive fără nocturnă 60 de lei și cu nocturnă 80 de lei. Cine este pentru? Abțineri. Articolul 7. Domnul Drăgăstan. Da, spune. Nu, mă abțin la punctul ăsta. Deci de la tarif, da? Abținere de la, doar de la tarif, restul regulamentului. Dar nu, am votat pe tarif. Am votat pe... Totuși pentru cunoștința noastră, de ce? Dreptul articolul 12. Da, doar pentru cunoștința noastră era de ce. Articolul 12. Plata se va efectua la caserie primăriei Rătăciun pe baza unei cereri depuse cu cel puțin 3 zile înainte, specificându-se data, numărul de ore, precum și modalitatea de folosire a bazei sportive, cu sau fără nocturnă. Articolul 13. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în Consiliul Local al Comunei Rătăciun. Supun la vot ambele articole, articolul 12, articolul 13. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Nu. Proiectul. Că sunt niște articole în proiectul de hotărâre, vă rog.
primul. Mai eu transportelelor. Da. Primul, ăsta e... Da. Așa. Primul articol, da, regulamentul. Proiectul de hotărâre, articolul 1, aprobarea regulamentului privind utilizarea bazei sportive Lia Manoeliu. Articolul 2. Articolul 2, însușirea raportului de evaluare despre care am făcut vorbire, aprobarea taxelor pe care le-am aprobat deja, nu? Articolul 4, primarul unde va înainta prezentul proiect de hotărâre și cui va fi transmis. Aprobăm, supunem la vot întregul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Eu cu... Cu abținerea la articolul... Dar pe total proiectul, pe total proiectul e unanimitate. Proiectul da? A fost da. la întregul proiect și s-a adus amendamentul. Nu poți să proiectul integral dacă te nicile. Eu o să menționez la articolele respective. La fiecare articol, eu prezint în procesul verbal fiecare articol cu ceea ce a fost. Iar la sfârșit, pe total proiectul de hotărâre, cu mențiunile respective, este aprobat cu unanimitate. Unde sunt articole, unde sunt proiecte de hotărâre? Dacă nu citim. O treabă, aici avem un regulament în care n-a fost de acord cu o politică din regulament. Da, dar aici am luat fiecare articol din regulament. Și apare... La articolul cu dar... Da. Și atunci proiectul de hotărâre este cu majoritate? Majoritate. Cu majoritate. Cu majoritate. Dânsul este de acord cu tot proiectul în afară de un singur... Problema e trebuie să stabilim cum rămâne cu transportul. Transport. Care transport? Microbuzul. Ce treabă avem noi? Ce treabă avem noi? Clubului și cu asta basta. Ce treabă avem noi? N-avem nicio treabă cu transportul. Mă înțelegeți că transportul mă interesează. Nu acolo fac ceva benevol. Vine școala, înțeleg. Nu mă interesează cu ce vin. Bine, mă, e ce să faci? Da, când discutăm microbuzul școlii, mai da, facem transport, discutați cu conducerea clubului. Știi, domnul Drăgătate, asta e iar ceva. De ce este o discuție în ședință de consiliu? Adică să aprobăm. Haideți să trecem la diverse. Alo, domnilor, trecem la diverse. Domn profesor, vă rog. Da. Trecem la diverse. Avem cererea domnului Cășeru Gheorghe. Da, spuneți, vă rog. Avem un proiect de hotărâri în care l-am adăugat la ordinea de zi. Păi, dar și nu l-am... Nu l-am zis, nu l-am? Dar a fost... Numai pe ordinea de zi? Nu. Modificare de hotărâri. Da. Nu, modificarea... Da, este modificarea articolului 1 din HCL-ul cu aprobarea introducerii în domeniul privat al canalelor. Da. Mi s-a atras atenția de la verificarea legalității, care își face treaba, chiar își face treaba. Și eu n-am observat că la cele 7 canale am cărți funciare doar pentru 3. La celelalte 4 canale erau doar planurile de situație, erau transmise de firma respectivă. Pentru completarea inventarului domeniului privat trebuie să existe cărți funciare pentru toate bunurile propuse a fi introduse în domeniul privat. Și atunci... Vorbind la controlul legalității, a spus așa, în loc de completarea inventarului, Consiliul Local să fie de acord că aceste 7 canale sunt de interes privat, după care această hotărâre, se fac și celelalte 4 cărți funciare, după care hotărârea aceasta că este de interes privat cu toate 7 cărțile funciare, introducem în domeniul privat. Deci nu este nimic decât se modifică articolul să nu apare inventarul, pentru că nu e complet. Într-o ședință viitoare, după ce am toate și celelalte 4 cărți funciare, vin și actualizăm inventarul și de-abia atunci vom completa inventarul. Este o eroare materială, dar prefectura nu trece peste, pentru că e literă de lege și nu se poate introduce fără cărți funciare pentru fiecare bun. Nu, pentru că eu am vorbit, am continuat situația, am vorbit la cartea funciară și am spus, în momentul în care vă transmit, în cartea funciară va apărea, conform HCL ăsta din septembrie, completat și modificat prin HCL-ul ăsta de astăzi. Bine. Vor apărea ambele hotărâri. Că și el în continuare are efectele proiectului trecut. Exact. Deci doar este o cel cu irigațiile. Da, este o de formă. De exprimare, cred. Da. Deci supun la vot proiectul privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Da, am ajuns și la diverse.
Dați-mi voie să vă dau citire cererii domnului Cășerul Gheorghe. Și sună așa. Subsemnatul Cășerul Gheorghe din sat Gheorghe Doja, comună Răcăciun, județul Bacău, cu CNP-ul. Prin prezentă vă rog să ne aprobați decolmatarea canalului. Întrucât toată apa din sat se adună pe terenul meu. E vorba de acel canal care e de la Barna Lucian, cum îi spunem noi, de la strada care duce către ferma de porci, de suine, de porci, până la undeva unde intră pe terenul ei ca și proprietar. Toată apa care vine din Doja pe canalele respective trece pe sub podețul respectiv, cât și pe DN2, cât și pe șantele betonate și intră în, și inundă chiar și la Slău, acolo au probleme cu apa. Colmatat șanțul și trebuie de colmatat. Femeia i-a spus să fac o cerere, până în Consiliul Local. Sunteți de acord? Bun, ce presupune, domnul primar? Decolmatarea cu un utilaj și crat. Și suprafață, ca aveți așa o idee, cam ce suprafață ar fi? Nu, câteva sute de metri, 300-400 de metri, cam așa. Și apa aia, dacă noi decolmatăm, mai avem certitudinea că o decolmatăm pe raza noastră de competență, ci partea de privat a ei și o decolmatează ea. Da. Dar ia, persoana respectivă. Nu vă arată, nu rezolvă problema, doar parția la următoarea. Noi au zis, dacă noi facem, s-a apucat și ea. Domnul președinte, domnul primar, v-am făcut o adresă, o propunere, să decolmatați barajul de la Velnița lui la Slău, ca să nu mai cauzeze așa multe probleme acolo la domnul președinte. Am avut inundația asta pe 30. E bine aparat de 30. Barajul, că dacă nu decolmatăm barajul, să mai cauzeze barajul. A fost mult mai mult prioritate decât asta. Mi-a dat, domnul președinte, îmi dați mie voie o secundă. Spuneți, vă rog. La Gheorghe Doja, știți, acolo la unde se lucrează acum, ați văzut că toate tuburile, deci vine din stânga, din dreapta, toată apa care vine din pădure, intră prin tubul ăla, s-a rupt tot malul ăla acolo, trebuie curățat tuburile, ambele tuburi. Și apa trebuie dusă în râpă, nu în fântână. Da, și aici are perfect dreptate, acolo trebuie făcut un șanț betonat ca să dirigeți. Dar acum aia s-a rupt, deci nu mai poți să iei apă, deci noi nu avem apă. Exact. Păi asta punem în discuție în Consiliul Local, ca la, nu știu, când o să vedem cum facem, decolmatăm, schimbăm tubul ăla sau ce trebuie făcut acum, dar trebuie făcut un șanț betonat ca să știm că fost împreună. Dar acum e rupt. Trebuie să intervenim de urgență, la fel. Deci nu mai poți urca. Deci dacă urcă unul mai în vârstă ca mine, uite, mâine, să mai ia. Dacă sunteți mâine în zonă, vine... Deci toată apa care vine din ambele părți, în fântâna aia se duce. Da, și apa folosește fântâna mai mult. V-am făcut propunere să facem un pinten. Cum s-a făcut pintenul inutil pe dealul Alecului, se pot face pinten ca să protejăm fântânile. Avem două situații. Să mergem, facem una la Velnița lui Negru acolo și una la Pârjol în față, la fântână. Deci, uite, dacă de ducă și la casă, mergem la fața lucrurilor, facem o situație, vă aducem la cunoștință și cu aprobarea Consiliului Local. Deci, vă rog să-l ascultați, domnul primar, mai spuneți. Deci, mâine o să vin la fața locului cu domnul viceprimar. Bun, și doi la mână. Să se facă ceva la betonul care l-a turnat, l-ai turnat acum și crăpat acum. Păi dacă l-am turnat acum și crăpat acum... Nu, dar verificăm mâine la fața locului. Dar n-ai că astăzi deja au sărit, că le-a rupt volteanul, i-a rupt și podețul. Cu autrasei nu-i interesează pe ei. Îi vor să termine treaba și pleacă. Dar cine rămâne? Că mi-a lăsat gunoiul în șanț, eu trebuie să curăț eu, doar știți destul de bine că o curăț șanțurile. Deci asta nu înseamnă că eu vin acasă să mă apuc de curățat șanțul să mă duc drumul. Nu, verificăm mâine și mâine o să chem constructor la fața lui, că vedem exact ce eu pot și astăzi. Nu, da, împreună cu noi, ca să aștept de situația asta. E urgie da. Acolo. Deci da. Mulțumim. La mai aveți ceva de spus. Vă rog frumos. Doamna secretară, ținând cont că e semnătura mea acolo, până la ședința viitoare, dacă într-adevăr a fost o eroare la procesele astea două verbale, fiind două proiecte foarte, foarte, foarte importante la nivel comun, să se remedieze greșeala. Și să ne aduce la cunoștință dacă procesul verbal ce a plecat în prefectură corespunde cu ce am votat. Vă rog frumos. Deci la ședința din 28, da? Da, ședința din 28 martie 2020. Atât. Da, vă mulțumim pentru prezență. Ședința s-a încheiat. Da, am spus că la diverse vreau să intervin și eu. Mă scuzați, revin. Nu s-a încheiat.
Dar n-am știut că în secunda următoare... Domn primar are ședință la Bacău și vrea să... Nu mai prind. Dacă domnul primar vrea să rămână la diverse rămâni, dacă vrea să meargă la ședință, să meargă la ședință. Domnilor consilieri, doar două secunde, vă rog să mă ajutați pe mine să-mi eliberez creierul de o anumită situație pe care nu mai pot suporta. A apărut numele meu terfelit din nou într-o rețea din aceasta socială. Cine și-a permis chestia asta să o facă? Dați-mi voie să vă explic un lucru. Atât timp cât aceste documente ale unei ședințe sunt documente personale și se predau pe bază de iscălitură, înseamnă că sunt doar ale noastre. Iar dacă se transmit printr-un e-mail, este e-mail personalizat. Nu intră nimeni acolo, decât persoana care o primește. Există un articol pe o rețea de socializare în care toți domnii colegii mei de la PSD suntem terferiți. Că nu știm că suntem sclavii primarului, că suntem lingăii primarului, că suntem legați umbilical și așa mai departe. Acest domn consilier, este un consilier dintre noi de aici, de cei dintre noi, scrie acolo, după ce am studiat documentele ședinței. Cine le-a studiat decât un consilier? Altcineva n-avea cine. Și mai târziu își permite să ne învețe pe toți ăștia de la PSD cum să votăm. Pe mine, pe dânsul, pe toți. Cu excepția unuia singur. A domnului Drăgăstan. Domnul Drăgăstan nu este prins cu nimic. Domnul Drăgăstan ori este autorul acestui articol, ori este cel mai bun prieten de la opoziție pentru că scrie acolo opoziția. Nu o să voteze niciun proiect, dar fiți atenți, domnule Danu, care nu știu ce sunteți acolo și restul, toți, absolut toți, cu excepția domnului Drăgăstan. Ce să înțeleg eu de aici? Ajutați-mă! Început campania și... Ajutați-mă ce să înțeleg eu aici, de ce interferește mie numele acolo? Cine, domnul? Cine, autorul acestui articol. Și de unde știți că sunt eu? Păi dați-mi voie... Dar nu mi-e rușine chiar să mă acuzați de față cu ăsta, chiar... Am spus, poate sunteți dumneavoastră sau la cine... Nu, ați spus că domnul Drăgăstan este filmat, da? Este filmat. Ori o să răspundeți pentru asta, că vă dau un plecat. Iar am să spun eu ceva, domnule Drăgăstan, eu mai am foarte puțin de la avocatul pe care eu l-am angajat pentru datele în judecată. Vreau să demonstrați că... Și mai am câțiva... Mă rog să mă lăsați să termin. Nu intervenim în discuția mea. Eu n-am intervenit în discuția dumneavoastră. Nu m-am acuzat prin nedrept. Credeți că plătește doar. Mai am foarte puțin ca să prind ID-ul ăla de cine scrie. O să vedeți dumneavoastră. De ce spun că s-ar putea să fie domnul Drăgăstan sau cel mai bun prieten? Nu, a spus că e domnul Drăgăstan, că s-ar putea. Ei, așa am spus prima dată că s-ar putea. A, știți, vă s-ar putea să fie autorul acestui articol, așa am spus. Ia ceva. Spus, dacă dumneavoastră nu ia ceva, nu a spus. Domnule, și autorul ăsta este repetent la limba română, că numai lucruri agramatice face. Citiți lucrul ăsta, dacă știți. Ce treaba mea cu asta? Nu știu. De ce m-a acuzat degeaba? Am spus să mă ajutați. Păi nu m-ați acuzat, Păi s-ar putea să fie autorul. Nu, a spus că domnul Drăgăstan. S-ar putea să fie autorul. Auziți? Știi de ce să ai așa? Pentru că chiar ești autorul. De asta să ai așa. Auziți, veți plăti pentru asta. Mulțumesc frumos, mă duc la ședință. Plătești.